Hristos a înviat, dragi telespectatori, sau, după cum obișnuia Sfântul Serafim de Sarov să-i întâmpine pe credincioșii care îl căutau, Hristos a înviat, bucuria mea. Este bucuria noastră, a tuturor, pentru că, iată, acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt. Iar îndemnul Mântuitorului către femeile mironosițe, imediat după învierea sa, suna chiar așa: bucurați-vă! Se spune că bucuria împărtășită are o putere dublă. Vă mărturisesc că astăzi o vom amplifica de 3 ori, pentru că am onoarea să am lângă mine 3 invitați speciali. Suntem în Episcopia Oradiei, aproape în centrul orașului, un oraș pe care specialiștii în istoria artelor îl numesc o rezervație arhitecturară, iar locul pe care l-am ales, această mănăstire, este o rezervație a sufletului. Noi așa o simțim și așa ne pare. Este un loc în care se cultivă virtuțile creștine. Mănăstirea Sfânta Cruce este singura mănăstire din Transilvania cu pictură exterioară și cu acest prilej îi mulțumim pentru găzduire Maicii Starețe Mina Bădilă. Îi am lângă mine astăzi pe preasfinția sa, preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei. Vă mulțumim, preasfinția voastră, că sunteți alături de noi în această zi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc pentru invitație! Domnul profesor universitar dr. Sorin Cipoș, directorul Școlii Doctorale de Istorie a Universității din Oradea, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și domnul asistent universitar doctorand Alexandru Carțiș de la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, absolvent de teologie, interpret de muzică populară și culegător de folclor religios din zona Bihorului. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Preasfinția voastră, aș începe cu dumneavoastră, pentru că aș vrea să ne vorbiți puțin despre semnificația învierii Domnului în această eparhie pe care o conduceți. Au fost de-a lungul timpului momente în care am putea spune că această eparhie a înviat? Bineînțeles, și praznicul învierii Domnului, de fapt, este cea mai mare sărbătoare creștină pentru toți creștinii, pentru noi ortodoxi și în special Biserica Ortodoxă fiind cunoscută ca Biserica Învierii, așa că nici în Bihor nu puteau lucrurile sta diferit față de restul lumii ortodoxe. Dar aveți dreptate, din punct de vedere istoric, eparhia noastră stă sub semnul învierii datorită vicisitudinilor prin care a trecut și renașterea ei s-a petrecut după 1918, după Marea Unire, într-o zi de Paști, Paștile anului 1919, când armata română, condusă de generalul Traian Moșoiu, a eliberat orașul Oradea și Bihorul de sub stăpânirea statului bolșevic, condus de Bela Kun la Budapesta, și care a făcut ravagii și în Bihor. Eliberarea a venit în ziua de Paști, anului 1919, după care s-a putut renaște episcopia noastră, a putut să renască. A fost o vizită a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Oradea, vizită cu prilejul căreia regele a făgăduit vicarului eparhial de atunci, Roman Ciorogariu, că eparhia va renaște mai curând decât se așteptau românii ortodoxi bihoreni. Așa s-a și întâmplat. În 1920 a fost dat decretul regal de reactivare, de restatornicire a episcopiei istorice a Oradiei și astfel episcopia noastră a înviat, practic, fiind prima dintre eparhiile bisericii noastre înființată după dobândirea autocefaliei bisericești în 1885, prima reactivată sau înființată după Marea Unire, urmată apoi de Cluj în 1921, eparhiile din Basarabia, cea a Hotinului la Bălți și cea a Cetății Albe la Ismail, eparhia Constanței și așa mai departe. Așa încât putem spune într-adevăr că episcopia Oradiei, ea însăși, episcopia ortodoxă română a Oradiei, stă sub semnul învierii. Bucuria tuturor creștinilor fiind în cazul nostru dublată de bucuria renașterii noastre spirituale. De aceea, poate, este și unul dintre motivele pentru care noua catedrală episcopală poartă hramul Învierea Domnului?
Bineînțeles, acesta a fost gândul pentru care am ales hramul Învierii Domnului. Nu eu personal, ci înaintașii mei, îndată după reactivarea episcopiei, episcopul Roman Ciorogariu a dorit să înalțe o catedrală episcopală propriu-zisă în Oradea, închinată Soarelui Dreptății, Domnului nostru Iisus Hristos, ca un pandant la Biserica cu Lună, ce a fost proclamată catedrală provizorie până la zidirea catedralei. Visul ridicării catedralei însă a fost împiedicat de tulburările din perioada interbelică, de ceea ce a urmat în timpul celul de-al doilea război mondial, respectiv ocuparea Ardealului de Nord în teritoriul ocupat intrând și Oradea, apoi instaurarea regimului comunist, așa încât de-abia după schimbările de regim din 1989-90 a fost cu putință să fie ridicată catedrala, iar episcopii de atunci, Vasile Coman și apoi Ioan Mihălțan au ales hramul Învierii Domnului pentru noua catedrală, ce a ajuns să fie sfințită de tâi stătătorul bisericii noastre, preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de 20 de ierarhi, în anul 2020, la 100 de ani de la reactivarea episcopiei noastre istorice. Atunci când a și numit catedrala o făclie de înviere. Pentru că este o făclie de înviere și nu numai o înviere a noastră spirituală, ci și o înviere a demnității românești la granița de vest a țării, la marginea dinspre apus a neamului românesc, ea fiind cel mai important locaș de cult din municipiul Oradea, din apropierea istoricei cetăți a Oradiei. Și mai mult decât atât, este ridicată pe locul unde, la 1600, voievodul întregitor de neam, Mihai Viteazul, și-a avut tabăra atunci când a poposit la Oradea. Pe locul taberei voievodului unificator se înalță astăzi Catedrala Învierii. Iar după ce va fi amenajat tot spațiul înconjurător, acum sunt ample lucrări de amenajare, o să fie reamplasată acolo statuia ecvestră a voievodului Mihai Viteazul. Domnule profesor, suntem într-un spațiu profund cultural, iar ca să înțelegi specificul locului, trebuie să-i cunoști istoria. Care este mesajul cultural al acestei zone? Ce are specific Bihorul? Bihorul, ca multe, multe alte locuri din România, are foarte multe elemente speciale, deosebite. Cele mai speciale și cel mai deosebit lucru, până la urmă, sunt oamenii de aici. Sunt oamenii și ceea ce oamenii de-a lungul veacurilor au reușit să edifice. Sigur, mă gândesc aici, fiind istoric, mă gândesc în durată lungă să văd elementele specifice ale zonei. Mă gândesc în primul rând la primele consemnări documentare despre realitățile din aceste locuri, la cronica notarului anonim care vorbește despre formațiunile politice, în special formațiunea politică condusă de un duce, un cneaz, un voievod numit Menumorut, în interiorul acestei formațiuni politice care se întindea mult spre est, mult spre vest, înspre sud și înspre nord, ar coincide cu județul Bihor de astăzi, dar și cu ceea ce este în Ungaria în momentul de față, județul Bihor din Ungaria. Centrul acestei formațiuni politice era la Biharia, o fortificație care încă mai rezistă, se poate și vizita în momentul de față. Iar foarte important din punct de vedere al informațiilor despre aceste realități sunt oamenii care sunt consemnați în această cronică, anume români, resturi ale secuilor, resturi ale avarilor și populație de origine slavă. Apare un dialog foarte interesant între acest conducător politic cu nume neromânesc, cu nume de origine slavă, tradus ar însemna slav moravian, dar așa cum s-a întâmplat în toate realitățile nord și sud balcanice, elita politică din momentul respectiv, din secolul al X-lea, erau în general o elită neromânească, o elită de origine slavă, fiindcă slavii deja ajunseseră în aceste locuri și prin așezarea lor s-a rupt această legătură continuă între romanitatea vestică și romanitatea estică, românii rămânând singurul popor de
de origine latină din această parte a Europei. Sigur că și din perspectiva romanității estice, și aici avem de-a face cu un clivaj. Romanitatea estică se împarte în romanitatea nord-balcanică, sunt românii care vorbesc dialectul daco-român, și romanitatea sud-balcanică, unde avem trei dialecte. Este dialectul a-român, este dialectul macedo-român și dialectul istro-român. Megleno-român. A-român e macedo-român. Megleno-român. Da, noi discutăm de un continuu, al romanității, dar prin așezarea slavilor s-au rupt legăturile din aceste în cadrul acestei romanități continue. Acum, din informațiile pe care noi le avem, menumărut la solii trimiși de Arpad, i-ar fi răspuns să-i cedeze din teritoriile pe care el le controla din punct de vedere politic, din acest voievodat condus de Menumărut, să-i cedeze teritorii, iar Menumărut i-ar fi răspuns. Singur este un dialog închipuit la 2-3 secole după ce evenimentele au avut loc. I-ar fi răspuns că nu este frică de trupele conduse de Arpad, fiindcă el se află sub autoritatea împăratului de la Constantinopol, împăratul constantinopolitan, și că acesta îl va ajuta de la distanță. Sigur, este un prim moment important despre aceste realități. Noi avem și alte informații foarte importante pentru aceste locuri, informații tot din perspectivă politică, perspectivă confesională. Informațiile sunt în general venite pe filier străină, fiindcă neexistând un stat important, neexistând o cancelarie care să consemneze realitățile interne, de obicei informațiile pentru perioada de ev mediu de început le avem din perspectiva cancelarilor străine. Cancelarea Imperiului Bizantin, Cancelarea Sfântului Scaun, Cancelarea Noului Regat Maghiar care a apărut în această parte a Europei Centrale, și realitățile consemnate nu sunt foarte numeroase, dar avem asemenea consemnări. Bună oară, în anul 1204 se vorbește despre o episcopie care funcționa în aceste părți, o episcopie de rit grec, apare în corespondența portată între Sfântul Scaun și Cancelarea Regatului Ungariei, iar în anul următor, în 1205, se face vorbire din nou de o episcopie, dar care se găsește pe teritoriul Câneazului Bela sau Bâlea, cum apare în această corespondență, și îi se sugerează regelui Ungariei ca această episcopie să fie preluată de Biserica Romană, dacă această episcopie nu se găsea sub autoritatea Patriarhiei de la Constantinopol. Este foarte important acest aspect, de ce? Fiindcă în 1204 Imperiul Constantinopolitan a fost cucerit de cavalerii latini și s-a decretat din perspectiva Sfântului Scaun unificarea celor două biserici. Ori din perspectivă canonică, Sfântul Scaun nu putea să intervină, să subordoneze o episcopie care deja făcea parte de sub autoritatea episcopiei Patriarhiei Constantinopolitane. Deci iată câteva idei pentru perioada medievală, prin care vedem cum aceste realități făceau parte dintr-un cadru general european. Spațiul românesc, lumea românească, din Comitatul Bihor, deja suntem în secolul al XI-lea, deja avem primele consemnări documentare despre realitățile politice, este racordată la marile schimbări care se produc în spațiul Europei centrale, Europei bizantine, Europei latine de la momentul respectiv. Ne bucurăm să avem astăzi în emisiunea noastră un tânăr pasionat de tradiții și teolog. De unde această îmbinare? Sigur, de mic mi-am dorit să urmez calea teologiei și astfel, încă din învățământul liceal, am urmat studiile de teologie, urmând apoi facultatea și masteratul. Iar dragostea pentru folclor am descoperit-o târziu. Aveam deja aproape 18 ani, când, mai degrabă printr-un duel cu mine însumi, am spus să merg și pe această cale, să descoper această lume. Și într-un timp foarte scurt m-am îndrăgostit de folclor. Am început să-mi redescoper rădăcinile, să-mi retrăiesc copilăria pe care am petrecut-o alături de străbunicii mei cu care am crescut și să redescoper lumea satului de unde mă trăgeam. De unde? Eu mă trag din satul Rogoz, comuna Sâmbăta, și acolo am și copilărit multă vreme alături de străbunici. Acolo am descoperit portul popular, colindele, obiceiurile,
viața țăranului de acolo. Și acest lucru m-a legat din nou de această descoperire, de acest tezaur. Încât, ulterior, în timpul studiilor de teologie din facultate, am spus că lipsește ceva din ce avem acum. Și am început căutând prin sate și mergând în culegere de folclor prin satele, în special din țara Beiușului, am găsit foarte mult folclor religios, foarte multe colinde, nu doar religioase, desigur, de diferite facturi, cântări religioase cumva dispărute, dar care erau păstrate prin viu grai de către țărani, mai ales de cei care erau cântăreți de biserică sau aveau bunici și străbunici care cântaseră în bisericile din țara Beiușului, și mi-am dedicat mult timp să caut aceste rămășițe și să le adun la oaltă. Nu existau informații deloc? Există informații, desigur, însă folclorul religios nu a fost într-atât de mult cercetat în aceste părți. Avem, desigur, foarte multe resurse, mai ales de la folcloriști, de la muzicieni, cum a fost Belo Bartok, care și-a dedicat foarte mult timp pentru a căuta și a culege folclor, în special din țara Beiușului, dar folclorul religios nu a fost atât de mult cercetat. Și mai mult decât atât, din cauza acestui fapt, cumva, folclorul religios a fost transformat încet doar în parte liturgică, în parte de cântare de strană, în parte de cântările specifice slujbelor bisericii, și dacă ne gândim, de exemplu, la colinde, ele au devenit mai degrabă doar o parte mică, în special în preajma sărbătorilor de Crăciun. Și astfel există riscul ca acestea să dispară, ca multe valențe ale folclorului religios să dispară. De altfel, evoluția folclorică și modul în care rămășițele precreștine au fost încreștinate ulterior s-a datorat simbolismelor creștine, care au transformat înțelesuri milenare și le-au adus la o valoare modernă, am spune. Am putea da o definiție folclorului religios, ca să înțeleagă toată lumea? Folclorul religios se referă la acele creații populare, desigur, fie că sunt muzicale, fie că sunt doar lirice sau chiar epice, care sunt construite în jurul unor momente din istoria creștinismului în special, în jurul vieții Mântuitorului, în jurul unor persoane, cum este Mântuitorul, Maica Domnului, anumiți sfinți, desigur, într-un siaj cu elemente și simboluri precreștine. Folclorul religios, curat, nu este un folclor liturgic. El nu se referă la textele bisericii. El se referă la creațiile poporului, la acele creații din bătătură, din șezătoare, din hore, dar care se leagă de simbolismele religioase și care aduceau spiritualitatea creștină în viața satului, cumva creând o punte între moștenirea tezaurului milenar și noua moștenire spirituală adusă de creștinism. Preasfinția voastră, ați trăit Sfintele Paști și ca episcop al românilor ortodoxi din Ungaria, vreme de 8 ani de zile. Ați fost și la mănăstirea din Essex și aș vrea să vă întreb cum a evoluat modul în care sărbătorim Paștele din punct de vedere religios față de copilăria dumneavoastră, de exemplu. Este o întrebare foarte frumoasă și îmi provoacă numeroase nostalgii. Pentru că odată cu trecerea timpului și noi ne schimbăm și se transformă viața noastră și câștigă în adâncime, în bogăția de sensuri, dar nu pot să fac abstracție de sărbătorile copilăriei niciodată. Am trăit experiențe cu adevărat deosebite și în copilărie și mai apoi la mănăstire, la episcopia din Ungaria și evident și aici la episcopia Oradiei. Dar în ceea ce privește sărbătorile copilăriei, acelea sunt într-o aură aproape de poveste, pentru că am impresia că pentru fiecare om stau lucrurile așa și cu toții ne amintim cu mult drag de sărbătorile copilăriei, de sărbătorile de odinioară și pentru faptul că le-am petrecut cu oameni dragi, dintre care mulți nu mai sunt împreună cu noi, ci au trecut de zările lumii acesteia
și sunt în țara de dincolo. Și asta ne dă un plus de emoție atunci când ne gândim la sărbătorile copilăriei. Cred că sărbătorile pascale nu putem să le privim doar pe ele însele în cele câteva zile de praznic luminat, ci ciclul sărbătorilor începe cu postul mare, continuă cu săptămâna luminată și până la Rusalii. E o perioadă binecuvântată a anului bisericesc în care ne regăsim. Și vreau să spun că eu m-am născut la Arad, într-un oraș apropiat de Oradea și foarte asemănător din punct de vedere cultural, spiritual, etnic. Și mergând la grădiniță, la o grădiniță germană, unde eram copii de mai multe naționalități, era marcat întotdeauna, marcată intrarea în postul mare prin carnaval. Și era un carnaval în care ne costumam fiecare în ceea ce găsea familia de bună seamă. Și eu mi-aduc aminte că de la primul carnaval, la vreo 2 ani am fost dat la grădiniță și am prins carnaval de la 2 ani până când am mers la școală și de fiecare dată m-au îmbrăcat în tirolez ai mei. Erau acolo toate porturile, dar mi-aduc aminte cu multă nostalgie de vremea aceea și pentru că am fotografii de atunci. Și intrarea în postul mare, deși la vremea copilăriei nu posteam așa cum postesc acum, dar intrarea în post era o sărbătoare a bucuriei prin carnaval. După care bunicii mei, în special bunica, bunicii paterni care erau din Bihor, bunica ținea cu multă strictețe postul și vedeam cum pregătește separat mâncarea pentru cei mari sau pentru mine. Și pe măsură ce ne apropiam de florii, simțeam că se petrece ceva. Dar Paștile era cu adevărat o explozie a bucuriei. Am crescut în timpul dinainte de 1989. Eu sunt născut în 1967, dar era o perioadă de relativă libertate. Nu am simțit niciodată în copilăria mea și apoi în primii ani de școală că ar fi vreo restricție în ceea ce privește credința. Așa că mergeam la biserică, participam la slujbe. Atunci când eram mic, stăteam mai puțin la denii, dar și denia celor 12 evanghelii și denia prohodului Domnului nu lipseau de la noi din familie, nu lipsea participarea la biserică și mai ales pentru slujba învierii. Locuiam într-un cartier destul de central, cartierul funcționarilor, în care erau funcționarii români care au lucrat în administrația românească după Marea Unire și acolo au primit locuri de case. Bunicul meu patern fusese polițist în poliția veche și după al doilea război mondial a venit cu familia la Arad și și-au făcut casă acolo. Parohia noastră era o parohie foarte vie, foarte dinamică, dar pentru noaptea de Paști, de regulă mergeam împreună cu părinții la sora mamei, care locuia în centru, aproape de Catedrala Veche Episcopală din Arad. Și mergeam acolo la slujba învierii, după care ne întorceam la sora mamei și înoptam, avea o locuință mai mare, mai încăpătoare, înoptam acolo cu toții, mergeam la biserică dimineața, pentru că în părțile Aradului, dar și ale Oradiei, în toată zona de vest a României, este tradiția ca slujba învierii să se facă noaptea la 12 în orașe, și iar Sfânta Liturghie dimineața, duminică dimineața la 10, după programul obișnuit. La țară încă și acum sunt zone unde slujba învierii se face dimineața pe la 4-5, apoi merg oamenii acasă, dau de mâncare animalelor, iosagului, cum se spune pe aici, și apoi la ora 10 merg la biserică pentru Sfânta Liturghie. Mergeam la Sfânta Liturghie la catedrală, apoi luam masa cu toți împreună, dar eu de-abia așteptam să mă întorc acasă, la bunici, unde locuiam, și cum ajungeam, alergam în grădină, unde, prin iarba proaspătă, erau ascunse darurile aduse de iepuraș și de-abia așteptam să văd ce mi-a adus iepurașul.
Apoi, pe măsură ce am crescut, iepurașul n-a mai prea venit, însă mergeam eu foarte des la biserică. În special la mănăstirea din cartierul Arădean Gai, Sfântul Simeon Stâlpnicul, care este fosta reședință de vară a episcopilor Aradului, construită între 1760-1762 de episcopul Sinesie, cu banii proveniți de la credincioșii din Bihor. Pentru că Bihorul la vremea aceea ținea de episcopii de la Arad, întrucât aici în Oradea nu mai puteau rezida episcopi. Așa încât la Canonul Mare mergeam acolo, la mănăstire. Și de regulă duminicile participam acolo la slujbe, dar tradiția ca noaptea de înviere să merg la catedrală am păstrat-o. Și mi-aduc aminte cu nostalgie de slujbele de la catedrală și în special de prezența ierarhilor. L-am cunoscut pe episcopul Visarion Aștileanu, care în 1975 a sfințit pictura bisericii noastre de enorie, de cartier, și pe care îl vedeam împreună cu soborul preoților și diaconilor la catedrala din Arad. Până acum îmi aduc aminte că noaptea de înviere purtau toți veșminte de culoare roșie. Și ierarhul, și preoții, și diaconii. Preoții și diaconii purtau cu toții culioane de culoare roșie înalte, cum se purta și pe la Patriarhie înainte. Apoi, perioada Săptămânii Luminate, mergeam fie la mănăstire la Bodrog, o mănăstire de călugări unde am și fost tuns în monahism lângă Arad, cea mai veche mănăstire din țară, care este înființată și atestată documentar în 1177. În Săptămâna Luminată mergeam acolo, dar mergeam la slujbe cu regularitate și la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, mănăstire de Maici. Am prins apoi de câteva ori Paștile și Postul cel Mare și Sărbătoarea Pascală la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, Stavropighie a Patriarhiei Ecumenice în Essex, unde am avut posibilitatea unică să asist la slujbele specifice Sfântului și Marelui Post și la cele pascale, după frumoasa tradiție ortodoxă, dar în diferite limbi. Se sluja acolo și în greacă, și în slavonă, și în engleză, ceea ce m-a îmbogățit spiritual și cultural foarte mult. Apoi am avut șansa, de la bunul Dumnezeu, să slujesc 8 ani de zile la românii din Ungaria. Hirotonia mea de arhiereu a fost în Duminica Lăsatului de Sec pentru Sfântul și Marele Post, lăsata de sec pentru anul 1999. La 21 februarie, așa încât am început slujirea cu Sfântul și Marele Post și a culminat în primul an cu Sărbătoarea Sfintelor Paști. În primul an și în anii care au urmat, am căutat să fiu cât mai prezent în mijlocul comunității, în special la Sărbătoarea Pascală, astfel încât îmi aduc aminte că în 1999 am slujit, dar asta s-a întâmplat o singură dată, după aceea mai puțin și apoi am intrat într-o anumită ritmicitate în ceea ce privește slujbele, dar în 1999 n-am închis un ochi în noaptea învierii, am săvârșit de 4 ori slujba învierii, noaptea la 12 la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Jula sau Giula, în maghiară Giula. Și după ce s-a încheiat slujba învierii, Sfânta Liturghie săvârșind-o dimineață, duminică la ora 10, după slujba învierii de la Catedrala Episcopală, m-am deplasat într-un sat mare românesc din apropiere, Chitichaz, unde se păstra tradiția, ce încă o avem și în părțile noastre, cu slujba învierii dimineață la 4, așa încât dimineața la 4 am făcut acolo slujba învierii și am fost foarte impresionat, pentru că nu doar că venise tot satul la slujbă, dar au scos pentru înconjurarea bisericii, fiind aici obiceiul după slujba afară să se înconjoare biserica, iar apoi se continua înăuntru cu canonul învierii,
urmând ca Sfânta Liturghie să se facă dimineața. Și am fost impresionat la înconjurare că au scos toți prapurii, toate steagurile bisericești din biserică și erau câteva zeci, purtate de bărbații din sat, de la cei mai în vârstă până la cei mai tineri. Și mi-amintesc cum era noapte, era o noapte feerică, sufla vântul și steagurile acestea bisericești, prapurii, fâlfâiau în vânt. A fost ca o bucurie a biruinței învierii Domnului Iisus Hristos, biruința învierii asupra morții, manifestată și vizual și aproape cinematic prin steagurile bisericești acolo. După care m-am deplasat la ora 6 dimineața într-un orășel vecin, Aletea, tot pentru slujba învierii, apoi la 8 dimineața în orașul reședință de județ pentru județul Bichiș din Ungaria, Bichișceaba, unde și acolo am făcut slujba învierii, pentru ca la ora 10 să fiu prezent la catedrala episcopală și să săvârșesc Sfânta Liturghie. În anul următor am făcut doar în două locuri slujba învierii, la Giula și la Chiticaz, și apoi Sfânta Liturghie la catedrală, iar în anii care au urmat, încetul cu încetul, pentru că se înmulțea foarte mult numărul membrilor comunității din Budapesta și pentru că acolo paraclisul pe care îl avem, capela, funcționează într-una din clădirile Gojdu, am găsit de cuvință să facem învierea acolo. Adică eu ca ierarh și pentru că veneau din ce în ce mai mulți români și au fost de acord și băștinașii să facem Sfânta Liturghie în dată după slujba învierii, practic toată noaptea de înviere o petreceam la Budapesta. Veneau și angajații ambasadei României la Budapesta în frunte cu ambasadorul, sau am avut și o doamnă ambasador, Irina Komarovski, în ultima perioadă cât am slujit eu acolo. Făceam slujba învierii afară, după care înconjuram în procesiune solemnă, pascală, curțile Gojdu. După care intram în capela propriu-zisă, săvârșeam Sfânta Liturghie și apoi era o recepție la paraclisul nostru de acolo, la capelă, unde participau cu toții la un picnic și credincioasele, organizate apoi în Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta, s-au îngrijit de organizarea impecabilă a manifestării, la care participau și toți angajații Ambasadei României la Budapesta. Când se încheia programul, intram, urcam în mașină și mă întorceam la episcopia propriu-zisă, la catedrala episcopală, și se iveau zorii, era frumos, eram frânt de oboseală, ajungeam la episcopie, salutam pe credincioșii care intrau la Sfânta Liturghie, eu mă retrăgeam un pic în reședință, după care toți cei care veneau la biserică participau și participam și eu, bineînțeles, la o agapă, la o recepție, la episcopie. Dacă era vreme bună în curtea episcopiei, dacă era mai frig sau ploua, în sala festivă. Tradiție pe care am început-o în 1999 și care continuă și acum sub preasfințitul Părinte Episcop Siluan. Dar un lucru important pe care vreau să-l spun legat de Ungaria este faptul că dacă în primul an a fost puțin mai greu ca să ne adunăm cu toți ortodoxii, în anii care au urmat am încetățenit o tradiție ca în Duminica Ortodoxiei să slujim toți ortodoxii din toate cele 5 jurisdicții ortodoxe din Ungaria împreună. Tradiție pe care Preasfințitul Părinte Episcop Siluan o continuă și astăzi. Cu o astfel de zestre am venit la Oradea, unde cu multă bucurie slujesc și duc mai departe tradiția așa cum am cunoscut-o. Un singur lucru aș dori să mai amintesc, anume că procesiunile frumoase pascale din copilăria și tinerețea mea au crescut foarte mult în intensitate după 1989, când s-a putut reveni la tradiția dinainte de instaurarea regimului comunist în țară și când s-au reluat procesiunile ample în jurul bisericilor, pentru că până atunci, cel puțin la Arad, la catedrală, în noaptea de înviere, se înconjura doar biserica.
din 1990 începând și străzile din prejur, începând cu celebra stradă pietoneală din Arad, care poartă numele unui mare episcop al Aradului, ajuns apoi mitropolit al Ardealului la Sibiu, Ioan Mețianu, în timpul căruia a fost și sfințită catedrala mitropolitană de la Sibiu. Sigur că ar fi foarte multe de spus, dar mă opresc la atât și sper că am reușit să stârnesc cât de cât curiozitatea telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune pentru frumoasele tradiții ortodoxe și de aici, dar și de dincolo de graniță. Vom mai vorbi despre aceste tradiții, însă aș vrea să vă întreb, domnule profesor, bucuria aceasta pe care o simțeau și o simt românii, explozia aceasta de Sfintele Paști, explozia bucuriei, manifestarea credinței la exterior, au putut românii să-și arate credința și bucuria de Sfintele Paști de-a lungul timpului? Deja am menționat preasfințitul de perioada comunistă. Întotdeauna, dacă crezi, găsești modalități de a-ți manifesta trăirea interioară, indiferent de regimul politic care exista la momentul respectiv. În Bihor, ca și în alte zone din Transilvania, lucrurile pentru credincioșii ortodoxi nu au fost întotdeauna bune și frumoase și în concordanță cu ceea ce credincioșii români ar fi meritat. Însă avem foarte multe mărturii, foarte multe probe că, indiferent de contextul politic, credincioșii au găsit resursele interne pentru a-și onora, a-și sărbători cu mare evlavie și cu mare credință înaintașii și, evident, credința în care bunicilor, străbunicilor, părinților i-au crescut. Mă gândesc că să aduc în discuție un moment important și anume ce s-a întâmplat în aceste locuri și în general în Transilvania bunoară după trecerea unei părți a românilor la Biserica Romei, când multe comunități, foarte multe comunități de credincioși au fost privați de serviciu religios, au fost trecuți cu forța la Biserica Greco-Catolică nou înființată, dar credincioșii ortodoxi au făcut eforturi incredibile pentru a-și conserva identitatea confesională și identitatea etnică. De la refuzul de a merge la slujbele noii biserici înființate, a Bisericii Greco-Catolice, până la proteste înaintate autorităților politice din Transilvania momentului, scrisori trimise țarilor ruși, scrisori trimise curții vieneze pentru a cere ca în continuare ei să-și poată desăvârși, să poată să trăiască în credința străbunilor și, evident, să primească un ierarh, așa cum au avut și până în jurul anului 1700-1701. Deci avem foarte multe probe, foarte multe documente care vorbesc de sacrificiu pe care credincioșii ortodoxi din Transilvania și cei din părțile Bihorului l-au făcut pentru a-și păstra credința. Este un moment, sigur, momentul acesta a fost atins după 1759, 1760-1761, când s-a reînființat Episcopia Ortodoxă, dar în urma unor proteste majore care au avut loc în Transilvania, sunt sute de probe, de documente care vorbesc despre așa numiții mucenici ai credinței, care s-au dus la autoritățile imperiale, la mitropolitul de la Karlovy și au solicitat intervenția acestora pentru ca să-și poată profesa în continuare credința. Și sigur, două mișcări importante au fost în Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-lea. Este vorba de mișcarea condusă de Visarion Sarai și îndeoseb cea condusă de Sofronie Dincioara, când tot edificiul construit cu foarte mult efort de autoritățile imperiale pentru apariția și pentru dezvoltarea Bisericii Greco-Catolice s-a prăbușit în urma acestei mișcări în deosebe a țăranilor români din întreaga Transilvanie. Sigur că dincolo de Carpați lucrurile au fost un pic diferite. Aici avem
dovezi, mai ales din partea călătorilor străini care străbat spațiul românesc, despre o evlavie incredibilă a românilor, mai ales în ținerea posturilor. Orice puteai să spui despre români, dar nu puteai să spui despre ei că nu țineau posturile. Le țineau cu o evlavie și cu o credință pe care autoritățile străine, pe care călătorii străini nu puteau să le înțeleagă. Sigur că această încrâncenare oarecum va contrasta cu situația socială foarte grea în care trăiau românii, atât cei din Transilvania, cât și cei din spațiul extracarpatic. Călătorii străini care au ajuns în spațiul românesc, mă gândesc aici la un mare savant, este vorba de Antonio Maria del Chiaro, care a fost secretar al principului Constantin Brâncoveanu, al viitorului domn Constantin Șerban. Ne-au lăsat foarte multe descrieri despre cum se sărbătorea Paștile la curtea domnului Constantin Brâncoveanu, cum erau ținute posturile, ce se întâmpla în săptămâna de dinainte de Paște, în Joia Mare, în Vinerea Mare, cum se desfășura slujba Paștilor în capitala Țării Românești. La fel avem informații cu ceva vreme înainte din partea unui alt cărturar al vermii, este vorba de Paul din Alep, care a ajuns la Iași în vremea unui alt mare domnitor, este vorba de domnitorul Vasile Lupu al Moldovei. Dar în general, românii, chiar dacă au fost aceste vicisitudini în Transilvania, mă gândesc aici la influențele foarte mari și la presiunea foarte mare exercitată asupra credincioșilor ortodoxi, în special din partea principilor Calvin. Principii Calvin care au controlat, care au condus Transilvania în secolul al XVII-lea, sigur în alternanțe cu unii principi catolici, au încercat să-i atragă pe românii ortodoxi din Transilvania la Biserica Calvină. Însă din punct de vedere al credinței, acest lucru presupunea ca românii să renunțe la posturi, să renunțe la sărbătorile lor, să renunțe la pictura murală, să renunțe la icoane, elemente care pentru comunitatea românească însemna extrem de mult, însemna aproape în întregime credința ortodoxă. Și sigur că chiar și în această perioadă foarte complicată în care ierarhii români, episcopii ortodoxi ai Transilvaniei erau realmente verificați, erau controlați de așa numitul superintendent Calvin, care avea misiunea de a purifica biserica ortodoxă de, între ghilimele, așa numitele erezii, totuși, credincioșii ortodoxi au făcut eforturi și nu și-au abandonat credința strămoșească. Sigur, aceste încercări au fost poate mai puternice în perioada regimului comunist, mai ales în primii ani ai regimului comunist, când discutăm de așa numitul regim de tip stalinist. În România au fost foarte puțini membrii partidului românii care au făcut parte din Partidul Comunist. În mare măsură, din Partidul Comunist, care a funcționat în perioada interbelică, în primii ani, perioada interbelice, după care a fost scos în afara legii, din punct de vedere al structurii etnice, aproape 80% din membrii Partidului Comunist au fost neromâni, au fost din partea celorlalți, din partea minorităților din fostul regat. După instaurarea regimului comunist, evident că fiind un regim ateist și considerând biserica și în general credința ca fiind o forță importantă prin care românii puteau să reziste împotriva acestui regim ateist, un regim de tip ideologic, evident că autoritățile politice ale vremii au luat măsuri foarte dure împotriva bisericii, împotriva credincioșilor, împotriva ierarhilor, atât a celor ortodoxi cât și a celor greco-catolici din Transilvania, încercând să le explice credincioșilor că este o epocă nouă, nu mai trebuie să creadă în superstiții, Partidul Comunist va face
totul pentru ca în România să se nască o nouă epocă. Deci au dorit o ruptură totală cu trecutul și, în primul rând, să creadă, așa cum au crezut în Dumnezeu, să creadă în noi conducători politici ai vremii. Sigur că din această perspectivă, perioada aceasta de tip stalinist a fost una foarte, foarte dură. Însă ce se întâmplă? Poate că, așa cum evoca preasfinția sa, în marile orașe, controlul autorităților politice era mult mai puternic decât în lumea rurală. În lumea rurală a funcționat o complicitate, spune, o complicitate benefică între masa mare a credincioșilor și autoritățile politice, fiindcă și în lumea rurală, în satele României, în comunele României, era un secretar de partid, era un milițian, erau oameni care mai făceau delațiuni, însă marea masă a credincioșilor în marile sărbători stăteau împreună, chiar și membrii de partid importanți din comunitate participau la slujbele religioase, e adevărat, cu o anumită discreție, unii stăteau afară, încercau să evite eventualele complicații pe care le puteau să le aibă din partea autorităților politice, dar după perioada aceasta din anii 50, anii 60, lucrurile din această perspectivă au funcționat mult mai bine decât în anii 50, când au fost închise biserici, au fost închise mănăstiri, au fost desființate mănăstiri. Dar, repet, în lumea rurală această complicitate a funcționat foarte bine, a existat și încă mai există în lumea rurală acest bun simț, aceste elemente care de bun simț care îi determină pe membrii comunității să nu depășească această linie roșie, să nu lucreze împotriva intereselor comunității, să nu lucreze împotriva celor care cred în bunul Dumnezeu, să nu facă rău. Și toate aceste lucruri, evident că au făcut ca în lumea rurală tot ceea ce regăseam în centrele importante urbane și politice din România comunistă, aceste lucruri să nu le regăsim. Lumea mergea la biserică, Paștile era sărbătorit cu tot fastul, când eram copil îmi aminteam de clopotele care anunțau slujba religioasă înainte de slujba de sfintele din slujba care avea loc în ziua de Paști. Noi copiii ne duceam în curtea bisericii, băteam toaca. Toaca era un fel de inițiere până la urma noastră, trecând din perioada copilăriei în perioada adolescenței. Nu puteai să spui că ești un adolescent împlinit dacă nu știai să bați toaca și nu participai la toate slujbele, toate ceremoniile care aveau loc în biserică. Evident că toate aceste lucruri se desfășurau în bună rânduială, fiindcă preotul era o persoană respectată în comunitate, erau înțelepții satului, așa cum îi regăsim încă din perioada Evului Mediu, obștea satului care era condusă de cânezi, de voievozi, de sfatul oamenilor bătrâni și toți aceștia vegheau ca să nu se producă derapaje în lumea satului, derapaje grave și aveau această misiune de a împiedica și de a rezolva marile probleme care apăreau în comunitate. Oameni care nu se duc la biserică, oameni care se îmbată, oameni care fac lucruri rele și dinpreună cu preotul se încerca ca toate aceste devieri care puteau să apară să fie rezolvate. Domnule Carțiș, ați trecut prin această perioadă de inițiere despre care vorbește domnul Șipoș? Da, într-adevăr, am trecut și eu prin perioada de inițiere și domnul profesor chiar anticipa frumos în ceea ce privește toaca, care într-adevăr era un act inițiatic. Dar cu atât mai mult cu cât toaca în aceste zone nu se bate la biserică în timpul anului, adică nu veți regăsi toaca ca și clopotele ca un instrument de chemare a credincioșilor. Toaca, în schimb, a devenit un act simbolic, un act ritualic. Ea începea odată cu Joia Mare, devenea o colindă, era colinda tocii din Joi Mari. Și odată cu acest moment, într-adevăr, băieții de pe la vârsta de 12 ani începeau să aibă dreptul de a bate toaca, de a se iniția în lumea ritualului, în lumea obiceiurilor, în lumea mersului natural al vieții cu sens pe care oferea lumea satului. Pentru că niciodată țăranul român nu făcea ceva fără ca acel lucru să aibă un sens.
fără ca să știe că dacă bate toaca, este o inițiere rituală, ea duce către apogeul renașterii anului, care este Paștele. Știa că dacă merge la biserică în perioada aceea, contribuie la lupta binelui împotriva răului, așa cum vedea țăranul, desigur, datorită moștenirii precreștine, vedea biruința Mântuitorului prin înviere asupra morții. El vedea acest lucru ca o renaștere a întregii naturi. El vedea acest lucru ca o renaștere a întregului mers firesc al vieții. Și odată cu aceste acte rituale, omul sfințea fiecare gest, sfințea fiecare zi din viața lui. Și da, într-adevăr, mi-amintesc că de copil mergeam la biserică și, fiind mai mic decât vârsta la care aș fi avut dreptul să bat toaca, îi priveam pe copiii mai mari cu oarecare admirație, dar și cu o teamă, pentru că știam că acolo se întâmplă ceva. Acolo e mai mult decât o bătaie într-o bucată de lemn. Știam că acel lucru simbolizează ceva, duce către ceva, invocă ceva. Ori spiritualitatea populară asta face, înțelege că lumea nu se termină în materialitate, în lucruri, nu se termină în bucata de lemn, ci știe că dincolo de acestea este o putere, este o forță, este o energie care contribuie la crearea unui moment. Și mi-amintesc că prima oară când mi s-a dat voie să bat toaca la biserica din sat, era o toacă veche agățată de turnul clopotniț al bisericii, mi-a fost frică. Când mi-au pus ciocanele în mâini, mi-a fost frică. Pentru că știam că se încheie o perioadă, perioada în care nu aveam voie. Nu mi s-a explicat, nu știau, bunicii mei nu știau să-mi spună de ce nu am voie să bat toaca. Nu știau să-mi spună de ce copiii mai mari au voie să bată toaca. De ce batem toaca? Nu știau să ne spună acest lucru. Dar știau că în spatele acelui act există ceva. Știau că în spatele acelui gest există o însemnătate veche, care era moștenită din generație în generație și care dădea sens vieții. Această tradiție a bătutului toacei în perioada specială dinainte de Paști o regăsim și în orașele mari, chiar și în zilele noastre. Încă din copilărie, bunica îmi spunea, și lucrurile chiar se întâmplau a Ievea și la Arad, că din Joia Mare nu mai trag clopotele până la înviere. Se aude doar toaca. Acum, într-un oraș mare, multicultural, cum este și Aradul, ca și Oradea, Paștile se serbează la date diferite. Noi știam că noi, românii, avem Paștile românesc. Ceilalți aveau Paștile unguresc. Atunci când era Paștile românesc, din Joia Mare până la înviere, nu se mai auzeau clopotele la bisericile noastre, ci doar toaca. Dar toaca era bătută ritmic pe parcursul întregii zile, în afara timpului în care erau slujbele, ceasurile, vecernia din Vinerea Mare cu scoaterea epitafului, prohodul, liturghia din Sâmbăta Mare. În afară de slujbe, toaca era bătută ritmic și toată lumea, inclusiv în marile orașe, știa că urmează Paștile românesc. Dar ceea ce este interesant și pentru comunitățile heterodoxe maghiare, de pildă. Știm că este tradiție, printr-o hotărâre a scaunului roman, după ce a câștigat Iancu de Hunedoara bătălia de la Belgrad, ca la ora 12 să fie trase clopotele în toată lumea apuseană, catolică. În Vinerea Mare a occidentalilor nu se trag clopotele la ora 12. De pildă, televiziunea maghiară și radioul și în timpul comunismului, la ora 12, ora Ungariei, transmiteau clopotele. În Vinerea Mare a lor, pentru Paștele unguresc, cum se spune la noi, în Vinerea Mare nu trag clopotele la ora 12. Nu se transmite, prin urmare, nici la televiziune, nici la radio, sunetul clopotelor. Ei nu au toacă, de bună seamă. Dar această pauză
a clopotelor, în special în Vinerea Mare, o regăsim și în tradițiile occidentale. Aș reveni la dumneavoastră, domnule Carțiș. În momentul în care ați început să culegeți acest folclor religios, în ce stadiu ați găsit tradițiile în casele oamenilor? Întreb în ideea în care oamenii de astăzi mai sunt conștienți, chiar și cei de la sate. Din experiența mea și în alte zone ale țării, găsim oameni care se descotorosesc de diverse lucruri, fie că lemnul nu mai este modern, fie că e ceva vechi. Cum a fost situația aici? Desigur că există într-adevăr un fenomen al modernizării satelor și într-adevăr, mergând prin sate și ajungând în casele oamenilor, de cele mai multe ori oamenilor în vârstă, de unde și găseam folclor, vedeai cum aceia țineau cu sfințenie la ștergarele, la paturile pregătite în camerele bune, la puținele costume pe care le mai aveau, pentru că într-adevăr în ultimii ani asistăm la o revigorare, dar desigur aici e de discutat cât de sănătoasă este această revigorare și cum o facem. Dar înainte de aceste momente, să zicem acum vreo 10 ani, lumea nu mai dădea mare preț, mai ales pe portul popular. Și nu de puține ori am asistat copil fiind, dar în momentele alea nu conștientizam. Nici eu nu-mi dădeam seama de valoarea pe care o are portul popular din casă. Eu am avut, să zic așa, norocul că străbunica mea a ținut din tot sufletul la portul popular și și-a ținut lăzile de zestre cu costume cu maximă sfințenie. Nu aveam voie să mă apropiu de lăzile respective. Camera bună era închisă total, nu aveam ce să caut acolo de copil, fiind era doar locul ei în care sfințea portul și tot ce s-a păstrat, tot ce am moștenit de la ea. Dar de multe ori am asistat la momente tragice, am asistat la momente în care undeva pe câmp ardeau mormane de costume populare, pentru că oamenii fie le dădeau celor care veneau pe sate și le cumpărau pe alimente sau pe vase de plastic, fie efectiv le luau și le aruncau sau le transformau în tot felul de unelte casnice, dar care își pierdeau valoare, adică se distrugeau. Și ce se observă e faptul că găsim tot mai puțin port autentic și vechi. Tocmai din acest motiv, piesele bune, piesele rare, fie au mers către muzee sau către colecții personale sau către iubitori de folclor și de port tradițional, fie s-au pierdut. În schimb, ce se observă atunci când mergem acum și mergem în casele oamenilor, vedem în primul rând că există o infuzie, un amestec în obiceiuri. Sunt doar câteva locuri unde sunt sate, cum este de exemplu zona Roșiei de lângă Beiuș, unde cumva se păstrează așa comunitar obiceiurile vechi și nu se permite cumva o infuzie de modern în acest lucru. Dar de cele mai multe ori observăm însă că, mai ales datorită televizorului, datorită internetului mai nou, lumea preia obiceiuri din alte părți. Nu neapărat că nu sunt autentice, dar preia obiceiuri din alte zone folclorice, din alte zone etnografice, din alte părți ale țării. Sunt adaptate. Da, sunt adaptate. Dacă ne gândim, de exemplu, la încondeatul ouălelor, da? Aici se spune împistritul ouălor. În această regiune, ele erau de cele mai multe ori monocromatice. Erau vopsite în culoare roșie de obicei prin fierberea cojii de ceapă și erau desenate prin ceară topită. Ele nu aveau culori, nu se foloseau culori. În schimb, dacă mergem acum chiar și în comunitățile unde se mai păstrează încondeiatul ouălelor, vedem totuși că observăm un alt element. Observăm, de exemplu, modele din Bucovina. Observăm modele din Sud. Pentru că lumea, având acces și văzând alte astfel de moșteniri etnografice, cumva își împropriază aceste lucruri și, desigur, nu putem să spunem că e de condamnat. Însă, nu mai putem vorbi neapărat despre o închidere a folclorului în spații regionale, ci mai degrabă despre anumite amestecuri care apar și acest lucru se observă și în folclor, de exemplu. Mergând în casele oamenilor și, desigur, am cules
fiind cu ei de vorbă și întrebându-i, normal că am cules și folclor laic, nu doar religios, pentru că de cele mai multe ori găseam mai mult folclor laic decât folclor religios, dar observam un fenomen interesant. Ceea ce ei spuneau de multe ori că era predat de la străbunicii lor, că străbunica mea cânta doina asta, de exemplu, când eram eu mic în șezătoare. El, de fapt, nu reproducea decât o piesă pe care o auzise acum vreun an la televizor. Și poate chiar dintr-o altă zonă etnografică și dintr-o altă zonă folclorică cu alte reguli melodice. Și, desigur, el cu toată sfințenia acea persoană știa că el a auzit-o de mic copil, însă, fără să-și dea seama, împropia din cultura etnografică cu care intra în contact. Și asta se observă, acest fenomen se observă foarte, foarte mult și tot mai mult în sate, în casele oamenilor de la sate în special, iar la oraș, desigur, nu mai putem să vorbim despre o cultură etnografică sau obiceiuri foarte specifice locului, pentru că lumea a adus, a apropiat foarte multe lucruri din alte părți. Cât de autentic este portul dumneavoastră? Portul acesta este specific Țării Beiușului. El are toate componentele autentice. Desigur, cojocul este mai nou, nu este o variantă veche. În schimb, toate celelalte părți, componente sunt vechi, sunt autentice. De altfel, gacii, pantalonii, noi le spunem gaci în zona aceasta, și cămașa de pe mine au fost ale străbunicului meu. De la el le-am primit și le-am păstrat. De altfel, singurul costum bărbătesc pe care l-am moștenit acasă. În general se păstrau mai mult costumele de femei pentru că erau mai frumoase, erau mai mult, se lucra mai mult pe ele și multe se lucrau doar pentru lada, adică nu erau purtate niciodată. În schimb, costumele de bărbați, fiind mai simple, mai practice, nu s-au păstrat atât de mult și de asta se și găsesc mai greu. Iar celelalte componente, zadia sau șorțul, este de asemenea vechi. Acesta a fost lucrat de bunica mea, acest șorț, această zadie, iar cojocul, cum spuneam, deși este, copiază corect cojocul de Beiuș. Inclusiv cromatic, într-adevăr. Este mai nou, este făcut mai recent. Asta desigur și pentru că, fiind așa de constituție mai mare, e mai greu să găsești cojoace care să-mi și potrivească. Am și cojoace vechi, dar nu le pot purta. Iar de intervenit asupra lor este evident interzis. Și ce semnifică aceste culori? Ele provin dintr-o cromatică naturală, în special, mai ales pentru că cojocul de Beiuș face apel foarte mult la aspecte naturale. Are pești, are râuri, are întreaga zonă a Crișului Negru de unde provine și o redesenează în acest cojoc. Desigur, din perspectiva simbolurilor de pe cojoc, cojocul de Beiuș, atât cel bărbătesc cât și cel de femeie, duce foarte mult către simbolurile fecundității, simbolurile vieții de familie, nașterii de copii. De altfel, pe spatele cojocului de bărbați și de cel de femeie sunt simbolurile genului feminin și masculin, pentru că ele au fost moștenite, aceste simboluri, din simboluri foarte vechi. Și, cum spuneam, culorile duc foarte mult la lumea naturii, la lumea vegetală, la originea vieții în sine. În alte zone, alte cojoace, cum sunt cele, de exemplu, din zona Vașcăului, unde ele se denumesc cojoace cohănești, pe spate găsim pomul vieții, desenat foarte frumos, desigur cu o cromatică diferită față de acesta de Beiuș. Și cojoacele diferă, sunt în funcție de zone și în funcție de specificul locului. Dacă mergem, de exemplu, în Roșia, găsim cojoacele cromatice verzi, preponderent, adică doar verde, pentru că este culoarea vieții, culoarea naturii, care mereu trebuie să renască, mereu trebuie să fie prezentă în viața omului și să-i dea viață omului în sine. Și, desigur, și în alte zone vorbim despre alte cojoace, alte culori, alte simboluri, dar în special în Țara Beiușului și în zona aceasta regăsim aceste trei categorii de cojoace. Și este important de adăugat
că materialele din care sunt confecționate costumele populare sunt naturale și foarte sănătoase. De obicei, aici în Bihor se pregăteau costumele din pânză de cânepă. Se folosește și inul, dar mai puțin, pentru ciorapi lână. La cojoace, de asemenea, se folosește lână și blana de animale, în special oi, dar costumul propriu-zis este din pânză de cânepă, ceea ce îl face și foarte sănătos. Este răcoros vara și călduros iarna. Și am profitat de tradiția locală care este pentru ca eu însumi să-mi comand din pânză veche de cânepă de la bunicii mei de acasă veșminte pentru slujire din pânză de cânepă. Și maicile le-au lucrat, sunt atât de sănătoase. Nu ai probleme cu schimbările de temperatură, poți să slujești foarte bine și iarna și vara cu ele. Și vă închipuiți că pentru slujire ai nevoie de multe veșminte. Vă dați seama cât sunt de sănătoase pentru omul de la țară și acum și oamenii de la oraș au început să poarte. Doamnele în special și domnișoarele poartă ii, dar iile sunt lucrate și din alte materiale, și din in și din borangic, dar în zona noastră folclorică, aici în Bihor și în Crișana, aș spune în general, în toată Crișana, de la Mureș până la porțile Sătmarului și Silvaniei, în toată Crișana a fost preferată pânza de cânepă. Foarte sănătoasă. O găsiți pe Valea Crișului Negru, cum spunea domnul Carțiș, pe Valea Crișului Alb, pe Valea Crișului Repede, pe Valea Barcăului, pe toate văile râurilor care curg și udă pământul Crișanei. Ce rol a avut Biserica Ortodoxă în conservarea acestor tradiții de-a lungul timpului? Un rol foarte important, și pentru că vorbeam de veșminte, să știți că până târziu înspre noi se obișnuia ca preoții să aibă stiharele preoțești din pânză de cânepă. Pânză de cânepă pe care încă o regăsim, încă mai avem pânză veche și mai avem stihare vechi purtate sau păstrate acum în lăzile de zestre ale bisericilor. Aceasta din punct de vedere strict al veșmântului liturgic. Dar biserica întotdeauna a cultivat păstrarea tradițiilor și a îndemnat pe oameni să-și păstreze frumoasele obiceiuri, costumul popular, tradițiile, muzica tradițională și toate obiceiurile. Într-un cuvânt, biserica a patronat creația populară și faptul că ea este atât de încreștinată, toate obiceiurile vechi, străvechi, precreștine, au fost încreștinate încât modelul crucii îl găsim prezent aproape peste tot. Și acum redescoperim aceste valori și sigur că biserica face tot ce poate pentru ca ele să fie păstrate. De pildă, la noi la episcopie, pe lângă o colecție impresionantă pe care o avem la Muzeul Eparhial, și în reședință avem câteva lăzi de zestre, unele vechi, altele mai noi, care sunt pline cu costume, cu ștergare, cu pânze specifice zonei în care suntem, și mai mult decât atât și la liceul ortodox pe care l-am înființat, liceul nostru confesional din Oradea, Episcop Roman Ciorogariu, avem un colț muzeal special, o cameră specială dedicată tradițiilor populare, unde sunt foarte multe obiecte donate sau aduse de către elevii liceului. În fiecare an obișnuim, mai puțin în perioada aceasta de pandemie, dar obișnuiam să facem o șezătoare, și domnul Carțiș, și în vremea în care era elev la liceu și după ce a ajuns la facultate, a venit de fiecare dată și a fost activ și a îmbrăcat rolul unui personaj în șezătoare. O șezătoare care învia și înviază în continuare tradițiile vechi de la țară, pentru ca elevii și băieți și fete, pentru că avem și elevi și eleve la liceu, să poată să cunoască tradițiile părinților. De bună seamă că se folosește graiul local,
înșezătoare, costumele locale și o adevărată sărbătoare sufletească, șezătoare aceasta, dar nu numai. Sunt și multe alte manifestări cu caracter cultural prin care încercăm, pe linie bisericească, să menținem viu interesul comunității pentru tradițiile care ne constituie și care, de fapt, asigură identitatea noastră culturală, atât de importantă și prețioasă într-un loc multicultural, pluriconfesional, multietnic, plurilingvistic, cum este cel în care ne aflăm și în care se află, de fapt, întreaga Transilvanie și părțile ei apusene, Banatul, Crișana și Sătmarul și apoi Maramureșul la nord. E foarte important pentru noi ca români să ne păstrăm identitatea culturală, să o manifestăm în frumoasă armonie și fără a intra în polemici sau în tensiuni sau conflicte cu alte comunități, ci asigurând prin nota noastră specifică polifonia culturală și spirituală a spațiului în care Dumnezeu a rânduit să trăim. Așa de mulți ca și comunități, ca și graiuri, ca și credințe până la urmă. Domnule profesor, nu sunteți străin de bogăția tradițiilor din această zonă. Profesați în mijlocul cetății, dar și dumneavoastră ați fost atras de rădăcini. Așa trebuie să fim toți până la urmă. În cadrul Universității din Oradea există și funcționează un centru, se numește Centru de Studii Interdisciplinare, care are doi plămâni, dacă pot să folosesc o metaforă. Un plămân funcționează la Oradea și cel de-al doilea plămân la Chișinău. Este, funcționează de 12 ani de zile, un centru pe care l-am înființat pentru investigarea realităților de pe frontiera estică, respectiv vestica a spațiului românesc. Noi avem o datorie față de comunitățile istorice, față de românii din Basarabia, din Bucovina, din Maramureșul istoric care se găsește acum dincolo de Tisa și așa cum spuneam la începutul emisiunii și față de comunitățile istorice din Balcani, față de aromâni sau macedoromâni, față de megleno-români și față de puțini istro-români care, din păcate, mai există, mai trăiesc. Mai există. Din păcate sunt puțini, la asta făceam referire, că ar trebui să fie mult mai mulți pe țărmul Dalmat și în peninsula Istria. Dar exemplul pe care aceste comunități istorice, mai ales din Balcani, care au reușit să de peste 1500 de ani, 1400 de ani, să-și păstreze identitatea lingvistică, identitatea etnică și cea confesională, este un motor, este o combustie, este o motivație să ne facă și pe noi să facem tot posibilul pentru ca să ne păstrăm identitatea lingvistică, etnică, identitatea confesională și să-i ajutăm în același timp pe românii din Basarabia, Bucovina, Maramureșul istoric să își păstreze și ei identitatea și, evident, să colaborăm împreună pentru scoaterea în evidență a principalelor momente istorice ale acestor comunități. Acum, ce își propune, dincolo de investigarea românității pe frontierele estice și vestice ale spațiului românesc, își propune să investigeze și elemente de istorie locală. Fiindcă nu poți să faci istorie națională fără să ai monografiile tuturor localităților, tuturor zonelor, tuturor cnezatelor și voievodatelor, provinciilor istorice. Și atunci, din această perspectivă, în acest centru, așa cum are și denumirea de Centru de Studii Interdisciplinare, se regăsesc, pe lângă istorici, care sunt cei mai numeroși, se regăsesc specialiști în filologie, specialiști în etnografie, în folclor, în geografie, în etnografie, specialiști în relații internaționale și încercăm într-o manieră interdisciplinară să investigăm, să analizăm comunitățile locale. Avem o direcție importantă, sau sunt mai multe direcții importante pe care noi le investigăm pentru ceea ce noi numim cercetările academice, cercetările cu relevanță internațională. Încercăm să investigăm istoria comunităților românești, istoria limbii românești în raport cu și cu ajutorul colegilor romaniști din Italia, de la Padova, de la Bologna, din comunități lingvistice latinofone, dacă pot să spun așa, din perspectiva investigării
comunităților locale, istoriei locale, tradiției locale. Lucrăm împreună cu specialiști din Franța, din Germania, din Spania, de la Chișinău, de la Cernăuț, pentru a scoate în evidență tot ceea ce înseamnă patrimoniu material și imaterial al zonelor, în cazul de față, pentru Crișana, așa cum amintea și preasfinția sa puțin mai devreme. Avem și câteva realizări, ne mândrim cu ele, fiindcă sunt rezultatul muncii noastre de câteva decenii. Bună oară, dacă se poate prezenta. Din colaborarea cu prietenii și colaboratorii de la Padova, am reușit să tipărim un volum Oltrii Confinii, il dialogo transnaționale nelle discipline storiche e filologiche, un volum care a fost publicat în urma unei sesiuni de comunicări la care au participat colegi din Italia, de la Chișinău, de la Cernăuț, din comunitățile istorice din Ungaria, din Serbia, din Grecia, și am încercat să vedem care sunt elementele de legătură între istorie și filologie, inclusiv pe parte de tradiție, pe parte de obiceiuri, pe parte de folclor. Colegul care este șeful catedrei de romanistică de la Universitatea din Padova, Dan Octavian Cepraga, are și o teză de doctorat care se intitulează foarte frumos Graiurile Domnului, despre colindele din colindele românești. Cu el am reușit să edităm un CD de colinde chiar de la mine din zonă, din Cuzap, tatăl meu este din Cuzap, mama mea este din Voivoz, din acel loc binecuvântat, da, binecuvântat de Dumnezeu, din țara Bistrei, unde, sigur, este tot o zonă multietnică, dar majoritar sunt români și ortodoxi în țara Bistrei. De asemenea, am reușit să edităm tot în acest an de pandemie, fiindcă ne participând la sesiuni de comunicări, ne-am avut posibilitatea să ieșim, ne-am concentrat pe editarea lucrărilor care presupuneau să stai acasă, să stai în bibliotecă, și am reușit să edităm împreună cu colegii din Italia și cei de la Chișinău un volum Temii metodii de la Ricerca Storica e Filologica, Nove Riflesioni tra Est ed West. De asemenea, o cercetare interdisciplinară pentru punerea în valoare a realităților etnice, lingvistice, confesionale, istorice, între cele două spații ale romanității. Romanitatea estică suntem noi, suntem singurii moștenitori dinpreună cu comunitățile noastre istorice din Balcan, și romanitatea occidentală, unde sunt urmașii romanilor, sunt italienii, sunt francezii, spaniolii, sunt portughezii. Deci acestea ar fi cele două, cele mai recente realizări din perspectiva unor cercetări academice, dacă pot să le numesc așa. Dar noi avem și cercetări punctuale, așa cum spuneam puțin mai devreme. Bunoară, tot într-o echipă interdisciplinară am reușit să edităm un album despre satul meu natal, album istorico-geografic. Albumul am editat anul trecut, fiindcă am vrut să marcăm 90 de ani preasfinția voastră de la sfințirea Bisericii de Zid din satul meu. În 29 noiembrie 1930, comunitatea din satul meu a sfințit noua biserică de zid. În 1929 s-a pus piatra de temelie și într-un an de zile au reușit să edifice această nouă biserică. În sat la mine era o biserică din lemn, care documentele ne spun că a fost funcționat deja în 1750. De fapt, în 1750 e o poveste foarte frumoasă. Suntem la câteva decenii după unirea religioasă și satul meu s-a încăpățânat să nu treacă la unire. Și ca să nu poată să fie controlați enoriașii, au luat biserica de lemn din centrul satului și au dus-o câțiva kilometri înspre pădure. Sigur că conformația, geografia momentului este mult diferită de geografia de astăzi. Comunitatea avea în jur de 25-30 de case, nu erau foarte mulți enoriași. Pădurea înconjura localitatea. Localitatea este pe cursul unei văi și au mutat biserica și după decretul de toleranță confesională pe care s-a reînființat episcopia, consătenii mei, străbunii mei au readus biserica de lemn și au așezat-o în centru satului. Deci
pe Valea Bistrei, de unde face parte satul acesta, sunt și biserici, sunt biserici majoritar ortodoxe, avem și biserici greco-catolice bunoare la Popește, avem și biserici catolice. Da, avem și biserici catolice, fiindcă zona este multietnică, dar și multiconfesională. Avem comunități de slovași care au fost așezați în această zonă, două localități, Budoi și Vărzar, dar avem și comunități maghiare vechi, cum este comunitatea de la Tăuteu, care a fost, până la reformă, au fost romano-catolici, acum sunt comunități reformate. Acum, sigur, ne-am încercat în acest album să punem în valoare exact ce s-a discutat aici, partea de patrimoniu material, iar prin editarea volumului de colinde, partea de patrimoniu imaterial, fiindcă patrimoniul, așa cum se cunoaște, este și patrimoniu imaterial, care e la fel de frumos, la fel de prețios, din păcate mai ușor de pierdut. Colindele acestea le-am descoperit dintr-o întâmplare. De fapt, cred că n-a fost o întâmplare, cred că așa a fost să fie. Lucram la teza mea de doctorat în urmă cu 15 ani despre Silviu Dragomir, un mare istoric transilvanean, cred că cel mai mare istoric al unirii religioase, al investigării unirii religioase, și într-o revistă am descoperit, revista Transilvania de la Sibiu, am descoperit câteva colinde trimise de preotul de la mine din sat spre publicare revistei Transilvania. Și le-am citit, le-am copiat. Evident că, la un moment dat, am pierdut fișele și le-am redescoperit după câțiva ani de zile. Și sigur că am început această muncă de editare a lor. Am început așa cu o dorință extraordinară, fiindcă în satul meu este singurul sat unde se mai păstrează ceata de feciori de la Crăciun. Deci feciorii se duc, se adună, colindă pe toți consătenii și după aceea este această sărbătoare 3 zile în centrul satului, la căminul sătesc. În toate celelalte zone, tradiția a dispărut. De ce? Fiindcă zona de care facem vorbire a fost și o zonă industrială. În apropiere a funcționat o fabrică de sticlă încă de la început de secolul XIX, unde au fost aduși slovaci, au fost aduși germani, au fost aduși evrei care să lucreze la fabrica de sticlă, și tot în zona Voivoz a funcționat o mare exploatare minieră, unde erau angajați cam 10.000 de oameni. Deci zona, încet, încet, în decurs de 4-5 decenii, și-a pierdut, sau a început să-și piardă specificul rural, specificul tradițional, fiindcă avem de-a face cu o industrializare a zonei și majoritatea locuitorilor au lucrat fie la fabrica de sticlă, fie la exploatarea minieră. Am pregătit volumul și după aia mi-am dat seama, după ce am făcut anchete, că din cele 56 de colinde culese de Părintele Navrea la 1896 și trimise revistei Transilvania de la Sibiu, la mine în sat să mai colindau doar 3. Problema era că nu mai știam linia melodică și degeaba le-am tipărit și degeaba am făcut prezentare, fiindcă noi facem de 10 ani de zile o sărbătoare a fiilor satului, a doua zi de Sfintele Sărbători ale Crăciunului, fiindcă nu știam ce să mai facem cu aceste colinde, să le repunem în circulație, că de fapt ăsta era sensul, sau acesta este sensul, de a le reda locuitorilor, fiindcă ele sunt, fac parte din patrimoniul locuitorilor, și de a-i conștientiza că aceste colinde sunt foarte valoroase și importante. Și ne-am dus la Institutul de Folclor și am găsit la Institutul de Folclor înregistrări din anii 50, anii 60, și din fericire am identificat, din cele 56 de colinde, am identificat 40 care au fost înregistrate în anii 50, anii 60. Și am editat acest CD de colinde, am scos și volumul, și acum comunitatea are această posibilitate de a le repune în circulație, și cu implicarea părintelui Toma, care e un părinte foarte, foarte devotat dinamic. Și dinamic. Avem acolo un ansamblu și încercăm încet, încet să-i facem conștienți pe oamenii că partea de patrimoniu material și imaterial face parte din fibra lor, din moștenirea lor. Așa cum își iubesc părinții, bunicii, așa trebuie să iubească și partea aceasta de patrimoniu. Colegul meu, Dan Cepraga, care e specialist în colinde românești, a identificat 2 colinde, preasfinția voastră, prin analogie, prin comparație, le-a datat secolul V.
Vă dați seama, când le-am spus consătenilor mei că sunt două colinde care sunt din secolul V, vă dați seama că au fost foarte, foarte mândri și foarte, foarte implicați din această perspectivă. Iar cu școala doctorală pe care o coordonez, am reușit anul trecut să edităm un volum al doctoranzilor pe care nu întâmplător l-am intitulat De la istorie locală la istorie națională, fiindcă spuneam puțin mai devreme, nu poți să faci istorie națională fără să ai clarificate toate aceste probleme de informație și conceptuale de la nivelul istoriei locale. Și doctoranzii noștri, evident că au teze de istorie locală, istorie regională, dar au și teze de doctorat care se încadrează într-un cadru mai larg al cercetărilor europene. În contextul acestei industrializări despre care vorbiți, mai putem spera la o revitalizare, preasfinția voastră, a satului românesc despre care amintea domnul Carțiș mai devreme? Bineînțeles, pentru că lumea deja este sufocată de atâta industrializare și modernizare, încât oamenii au început, în special din marile orașe, să evadeze, de fapt să se întoarcă acasă, să-și redescopere rădăcinile. Tot mai multe familii își cumpără sau își fac case în zonele tradiționale, unde încearcă să se integreze în comunitatea respectivă, dacă nu cumva de acolo își trag obârșia, și astfel valorile vechi sunt redescoperite. Dar este, cum spunea și domnul Carțiș, o adevărată febră pentru recuperarea tradițiilor pierdute. Și este și firesc să se întâmple lucrul acesta, pentru că de prea multe ori, prin mimetism cultural, prin alte fenomene care s-au petrecut în sfera spirituală, am cam uitat de propriile noastre rădăcini și de specificul nostru. Pentru că și din punct de vedere bisericesc, noi, românii ortodoxi, suntem diferiți de greci, de slavi. Desigur, acum circulă foarte mult informațiile pe calea internetului, pe alte căi, și avem acces și la alte spații spirituale, inclusiv din punctul de vedere al ortodoxiei. Și este fascinant fenomenul acesta, numai că nu avem voie să ne pierdem propriile tradiții și să uităm de melodiile noastre tradiționale, de obiceiurile specifice românilor, de evlavia noastră proprie ca și popor, pentru că nu suntem cu nimic mai prejos față de greci sau față de slavi, și eu socotesc că este o mișcare foarte înțeleaptă și inteligentă cea de recuperare și de asumare plenară a valorilor pe care le avem. Să înțeleg din ceea ce îmi spuneți că nu vă confruntați cu depopularea satelor? Din păcate, fenomenul există, dar nu este chiar atât de amplu la noi în Bihor, pentru că au existat și inițiative locale și în special ale patronatului, putem spune lucrul acesta, de a crea locuri de muncă în zonele noastre tradiționale, și spre deosebire de alte zone ale țării, fenomenul depopulării satelor nu este chiar atât de intens. Avem de bună seamă și localități îmbătrânite, sate în care au rămas foarte puțini locuitori și pentru noi puțini enoriași, dar fenomenul nu este generalizat și încă mai avem sate cu școli, pentru că sunt copii care să meargă la școală, pentru că părinților au unde să lucreze în zona respectivă, dacă nu chiar în satul unde locuiesc, dar în apropiere. Deci fenomenul nu este chiar atât de îngrijorător. Semne sunt că se depopulează satele, dar asta este un fenomen care îl regăsim aproape peste tot. Dar și speranță este, speranță că nu este totul pierdut, și cred că dezvoltarea economică, de care Bihorul se bucură din fericire, este un semnal pozitiv în direcția aceasta. Și eu pot să vă spun că din toate vizitele canonice pe care le-am făcut și pe care le fac și duminica trecută și duminicile celelalte, n-am rămas doar în cetate să slujesc, ci m-am dus și pe sate. Slujesc foarte des în sate, în bisericile din sate, și mă bucur de fiecare dată când merg
în satele noastre să văd că oamenii păstrează tradițiile, continuă să vină la biserică în portul național, chiar dacă este mai frig, dacă e mai răcoare, își aduc copiii, își aduc tinerii care sunt foarte receptivi, foarte atenți, foarte vlavioși, cu minți, stau la Sfânta Liturghie, la slujbele bisericii, la denii, de la început până la sfârșit, pentru cei care sunt puțin mai mari ca vârstă, dar mă bucură foarte mult să văd cum oamenii își aduc copiii la biserică și bisericile sunt pline și la țară. Nu am găsit sate din care să lipsească copiii sau tinerii, fie și pentru faptul că și acolo unde fenomenul îmbătrânirii este mai accentuat, oamenii își vizitează părinții și bunicii, pentru că sentimentul apartenenței la o familie este foarte puternic. Și acest sentiment, la fel ca și sentimentul apartenenței la o anumită identitate culturală, este mai pregnant, am observat, și aici, dar și la comunitățile românești de peste hotare, acolo unde sunt mai multe neamuri și mai multe credințe la un loc, pentru că există și o competiție sănătoasă, aș putea spune, pentru fiecare comunitate de a-și păstra, de a-și manifesta și de a transmite mai departe propria tradiție. Ceea ce înseamnă un fenomen de îmbogățire, până la urmă, chiar reciprocă. Pentru că văzând celelalte comunități minoritare, în cazul nostru, dar și noi avem comunități unde suntem minoritari față de alții, dar văzând cum comunități minoritare își apără cu îndârjire patrimoniul lor, nu poți să fii indiferent față de propriul tău patrimoniu și să nu ai măcar curiozitatea de a descoperi cine ești. În cazul în care te-a apucat uitarea din cauza mimetismului, a comodității, a mondializării, a globalizării până la urmă, pentru că și așa ceva se întâmplă în zilele noastre. Eu cred însă că este foarte multă speranță și că viața sănătoasă de la țară îi atrage pe tot mai mulți compatrioți ai noștri să-și găsească liniștea, bucuria de a-și lucra propriul pământ, propria grădină și unde, că în orașele mari nu prea se poate. La țară, acolo unde este pământul bunicilor, unde este casa bunicilor, unde este dorul după cei care nu mai sunt și care parcă tăcuți din cimitire ne cheamă să ne întoarcem la ei. Fie și măcar de câteva ori pe an, dar eu cred că va fi din ce în ce mai intensă întoarcerea la rădăcini. Domnule Carțiș, câți tineri ați întâlnit în drumurile pe care le-ați bătut pentru a culege folclor? Sunt foarte mulți și foarte mulți dintre ei sunt foarte dornici, așa cum spunea și preasfinția sa, de găsirea acestui tezaur, de această moștenire. Se bucură foarte mult să îmbrace portul popular, se bucură foarte mult să învețe colindele, de exemplu, în special în perioada sărbătorii de Crăciun, și să învețe colinde, să meargă cu colinda, să facă parte din comunitate, așa cum spunea și domn profesor, din cetele de colindători, care într-adevăr tot mai rar se întâlnesc pe la sate, pentru că într-adevăr tinerii, chiar dacă sunt dornici și de multe ori nu au nici de la cine învăța, trebuie cineva să se ocupe de ei și găsim de foarte multe ori în foarte multe sate preoții fac o misiune extraordinară pentru a păstra aceste valori și pentru a învăța pe tineri și pe copii. Și chiar pentru a culege folclor. Avem foarte mulți preoți la sate care culeg folclor. De altfel, unul dintre cei mai importanți culegători a fost părintele Simeon Florea Marian cu trilogia aceea de Nunta, Mormântarea și Nașterea la Români, care este un document istoric și etnografic de o valoare extraordinară și alături de mulți alții și în prezent, cum spunea și preasfinția voastră, sunt preoți care fac o misiune extraordinară în a culege și a păstra, a scoate la lumină această moștenire. Sunt preoți care fac, amenajează muzee, adună obiectele din casele oamenilor, pentru că sunt conștienți de faptul că generațiile viitoare s-ar putea să nu mai aloce aceeași importanță acestor obiecte. Dar subtinda bisericii, ele pot să rămână, să dăinuie, să rămână ca o mărturie că pe aceste meleaguri lucrurile au avut o însemnătate mai mare decât doar a fi un obiect.
De altfel, portul popular și obiectele casnice erau, cum vedeți și pe portul popular, aceste însemnuri nu erau doar artistice. Ele nu aveau doar scopul de a oferi o frumusețe, să zic, estetică portului popular. Ele aveau însemnătate. Fiecare simbol brodat manual, desigur, pe aceste costume înseamnă ceva. Ele au, dincolo de faptul că se pierd în negura istoriei aceste semne, nu se știe de unde apar, nu știm prea mult despre originea lor, știm doar care sunt însemnătatea lor, pentru că fiecare femeie care a lucrat o cămașă sau un costum popular sau un cojoc a învățat de la mama ei, de la bunica ei, că semnul cutare înseamnă asta, că duce, de exemplu, că sunt țâțânile lumii sau că ies coarnele berbecului. Dacă să îmi permiteți, toate aceste construcții, construirea unei biserici, construirea unei case, un costum popular, construirea unei porți, se făcea după o perioadă de post. Se făcea după o stare pe care meșterul, pe care țăranul reușea să o câștige, fiindcă era un act de creație, dar era un act de creație făcut în slujba lui Dumnezeu și pentru preamărirea divinității supreme. Și aș continua, dacă îmi permiteți. Cred că exemplul personal este foarte important. În orice situație de criză avem nevoie de modele, avem nevoie de modele pozitive, avem nevoie de intelectuali care, repet, au datoria morală să se implice pentru promovarea și pentru păstrarea patrimoniului material și imaterial al identității locale. Oamenii aceștia de la țară sunt prinși cu foarte multe probleme. Unii n-au mers la școală, alții au făcut o școală așa cum au făcut-o. Nu au o cultură din perspectiva aceasta de a face o diferență între ce înseamnă modernitate și ce înseamnă lucru vechi. Pentru mulți, lucru vechi este un lucru care nu mai are niciun rost, adică schimbarea, construcția unei case de foarte multe ori a însemnat distrugerea vechii case de lemn. N-au fost educați să li se spună că acea casă înseamnă parte din familia lor, parte din patrimoniul național, parte din patrimoniul local. Și trebuie să vină preotul satului, cum se întâmplă adesea, profesorii din comunitate, să le explice, dar prin exemplu personal, fiindcă dacă comunitatea vede că în localitatea respectivă s-a construit un muzeu, s-a pus o cruce pentru o troiță pentru cei care s-au sacrificat pentru idealul național, că există un cer, că s-a editat un CD cu jocuri, cu dansuri, cu colinde din zona respectivă. Din experiența personală văd că tinerii și oamenii în vârstă, editând albumul, m-am întâlnit la biserică, la Sfânta Slujbă de duminică cu oameni despre care eu aveam impresia că nu știu să scrie, să citească, care mi-au spus: domnule profesor, ați făcut un lucru extraordinar, v-am citit cartea. Deci oameni de 80 de ani. Mărturisesc toate că rădăcinile mele sunt de la țară, dar n-am crezut că există o asemenea dorință de a cunoaște, de a fi mândru de istoria ta locală. Ori dacă oamenii aceștia nu au cărți de istorie locală, nu li s-a spus că biserica de la Voivoz este una din cele mai vechi biserici din Transilvania, biserici de zi, se găsea sub autoritatea Stavropigiei din Perii Maramureșului, făcea parte dintr-o întreagă, să zicem, țesătură de interese geopolitice din secolul al XIII-lea. Oamenii aceia nu știu că acolo trebuie să protejezi zidurile respective și trebuie să faci lucruri pentru ca să le scoți în evidență. Și atunci tradiția se și învață, nu doar se moștenește? Deci, cred că este și o stare de spirit și tot ce facem noi acum, inclusiv distinsul noastră invitat, domnul Carțiș, oamenii, în momentul în care vor îmbrăca costumul popular, o să înțeleagă că nu este o modă să porți costumul popular, ci o să înțeleagă că este o stare de spirit, este un lucru firesc, pe care culmea îl mai regăsim în zone, foarte mă bucur, în Maramureșul istoric. Copiii se duc la biserică și bătrânii se duc la biserică îmbrăcați în costume populare, nu fiindcă așa de bine, nu fiindcă așa este mod acum, ci fiindcă așa au învățat și sunt mândri că au acest costum pe care îl regăsesc pe columna lui Traian, fiindcă culorile și forma costumului este identică cu imaginile dacilor de pe coloana lui Traian. Ci fiindcă asta e starea de spirit. Așa trebuie să ne comportăm, să intrăm în acest firesc, să nu ne fie rușine,
să nu avem complexe de inferioritate față de ceilalți și să intrăm în Uniunea Europeană cu demnitatea tradiției noastre milenare. Suntem cel mai vog popor creștin din această zonă, noi și grecii, dar avem parte de patrimoniu frumos. Călătorii străini evocă cu atâta frumusețe dansurile, portul românilor, curățenia morală și spirituală a românilor, frumusețea femeilor de aici, sunt evocate cu, dincolo de anumite, cum să spun, anumite lucruri pe care ei le condamnă, faptul că avem regimul fanariot, faptul că românii în Transilvania sunt împilați, dar că nu știu să scrie, să citească, dar călătorii străini și explică de ce. Dacă n-au școli, dacă nimeni nu se ocupă, se educe. Evident că asta e realitatea momentului. Revenind și încheiind această intervenție, cred că renașterea morală a românilor, și poate spun niște cuvinte mari, dar eu cred în ele, se va produce din mediul rural. Unde mai există bună cuvință, unde mai există credință și frică de Dumnezeu, nu frică că Dumnezeu te va pedepsi, ci fiindcă așa crezi tu că trebuie să se întâmple. Intelectualii au această datorie pe care a evocat-o și Nicolae Iorga înainte de Primul Război Mondial, de a te duce, de a face instrucție, de a le arăta, de a le da burse, de a-i sprijini. Degeaba le spui că trebuie să meargă la școală dacă părinții lor sunt plecați, ei trăiesc cu bunicii și nu există un sprijin consistent al comunității, al primăriei, ca să-i ajute pe acești tineri și să-l arate că drumul bun este doar prin educație. Aceasta este șansa noastră de a intra de a ne manifesta în continuare prin educație, prin forța noastră intelectuală, forța noastră umană, prin bogățiile pe care România le are și putem să le punem în valoare. Iar dintre bogății, parte de patrimoniu este la fel de frumoasă, o întrece doar ideea de a-ți păstra limba. Limba trebuie păstrată cu orice preț, fiindcă în momentul în care limba ai pierdut-o, nu mai însemni nimic, nici din punct de vedere etnic, nici din punct de vedere confesional. Domnule Carțiș, ce se mai păstrează astăzi în ruralul bihorean atunci când vorbim de înviere? Se păstrează cam marea majoritate a obiceiurilor, în special cele mari, pe care le regăseam în satul arhaic. Desigur, postul și lumea la sat încă postește. Și postește cu mare grijă și cu mare cumințenie. Postul reprezintă o normalitate a vieții lor și această călătorie către sărbătoarea Paștilor o țin cu sfințenie. Dar se postește și la oraș. Și orășenii postesc și postesc cu multă grijă și pentru că au învățat de la bunici și de la părinți, dar și din cauza conștiinței proprii. În special în ultimii 30 de ani sunt tot mai numeroși orășenii care postesc și postesc cu multă rigoare, în special Sfântul și Marele Post, dar toate posturile bisericii. Deci nu numai la țară, ci și la oraș se postește și se postește cu folos mare duhovnicesc. Așa este, așa este și mai ales pentru că au văzut la sate, au văzut la bunicii lor cum la începutul postului luiau toate oalele, toate farfuriile și le spălau în leșie. Dar și simt beneficiile duhovnicești și trupești ale postului. Da, într-adevăr. Și cu cât se apropiau mai mult de sărbătoarea Paștilor, cu atât lucrurile se intensificau. Înainte de florii, începea, pe la mijlocul postului, începeau să aleagă ouăle pentru un pistrit. Și nu le alegeau așa, oricare le luau la mână, care ou se prindea, ci le alegeau pe cele mai frumoase, pe cele mai mari, pe cele mai arătoase, pentru că înțelegeau că oul de Paște, dincolo de a fi frumos, dincolo de a fi ofrandă pe care o aducem, simboliza lumea întreagă, simboliza, era sursa vieții și înțelegeau acest lucru. Și începeau să aleagă ouăle. În Joia Mare se începea împistritul ouăle, încodeatul ouălelor de Paști, cum spuneam, în zona aceasta sub forma monocromă. Ele erau desenate cu grijă de către femei, în special femeile în vârstă, dar care luau pe lângă ele pe cele mai tinere dintre fetele din sat ca să le învețe. Și cu ceară topită se începeau a se desena ouăle respective cu aceleași semne pe care le găsim și pe costume, cu aceleași semne foarte vechi. Fie că erau niște cârlige, cârligul mare sau cârligul mic, desigur semnul crucii era foarte des întâlnit, dacă ne uităm pe ouăle încondeiate, găsim foarte mult semnul crucii, sub diferite forme, desigur. Simbolul soarelui, pentru că Hristos era văzut ca soarele care, odată cu Paștile, răsare și aduce nouă viață lumii.
Și multe alte semne vechi, pana bradului, scărița, spicul de grâu care simbolizează din nou viața și renașterea anului. Și asta pentru că prin moștenirea precreștină, sărbătoarea Paștilor însemna, dincolo de valoarea, desigur, primară a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, însemna și renașterea anului agrar. Era începutul anului agrar. De aici încolo, din această perioadă, odată și cu echinoxul de primăvară, începeau muncile agrare, începea natura să renască. Iar învierea Mântuitorului era pecetea care demonstra că natura a învins, că lumea renaște, că viața are prioritate și că ea este cea care renaște anual. De altfel, ouăle încondeiate simbolizează prin tot acest proces, de la alegerea lor cu grijă, la aranjarea lor prin vopsire, prin ornamentare, la ciocnirea rituală cu mesajul Hristos a înviat, adevărat a înviat, și la mâncatul lor într-un act ritualic simbolizat tocmai moartea și învierea Mântuitorului. Pentru că ei luau acest ritual din perioada precreștină, unde era moartea și renașterea zeității agrare, odată cu începerea anului agrar. De asemenea, ce observăm și încă se păstrează în aceste zone este obiceiul lioarei. În special în a doua zi de Paști, după slujba de la biserică, fetele, suratele, prietenele se luau două câte două și într-un joc și într-un cântec specific care invoca din nou primăvara și apariția vieții în natură, mergeau către cimitirul satului, care desigur era de cele mai multe ori lângă biserică, și în această horă înconjurau mormintele pe care erau pregătite ofrande de alimente pentru cei care erau trecuți în viața veșnică. Și pe morminte apărea un fenomen foarte interesant, în care se împărțeau în două cete. O ceată era reprezentarea celor care au trecut în lumea cealaltă, iar o ceată era lumea aceasta. Și printr-un pod ritual, fie legat prin felege, adică prin șterguri, fie prin tot felul de cunun de flori, ele restabileau echilibrul dintre lumea aceasta și lumea de dincolo și făceau practic ca sărbătoarea Paștilor să fie sărbătoarea și a celor care nu mai erau printre ei, care nu mai sunt printre noi. Și mai mult decât atât, acest obicei al lioarei, care are foarte multe forme, desigur, de la sat la sat și cu versuri foarte frumoase, însemna un legământ pe viață, acela că vor trăi în armonie, în ajutor, în dragoste, în comunitate. Și, desigur, versurile sunt și umoristice pe aici pe acolo, atunci când își jurau această prietenie, spuneau, de exemplu, într-una dintre variante, că dă-ti despărțit de mine, pice rochia de pe tine, la Paște, ori la Crăciun, la ospățul cel mai bun. Pentru că înțelegeau că umorul și normalitatea vieții de zi cu zi erau parte firească a acestor ritualuri. Și acesta se întâmpla și în obiceiuri. Desigur, cum spuneam și când am vorbit despre toacă, vorbim și despre un alt obicei care însă s-a păstrat foarte puțin, acela al colindatului de Paști. Pentru că s-au păstrat mai mult colindele din perioada Crăciunului, însă colindele nu sunt specifice doar Crăciunului. Însă și bătutul tocii reprezintă un colind, pentru că colindul înseamnă acel cântec ritual care însoțește momentele cu încărcătură spirituală mare, cum era în cazul de față apariția noului an agrar și, desigur, sărbătoarea Paștilor. Și existau aceste colinde de Paști, care de cele începeau mai mult cu colindele de florii. Da. Care încă mai există și în alte zone ale țării colindele de florii, iar în părțile noastre, pe lângă colindele de florii și cele despre care vorbeați. Da, și odată cu acestea, ele colindau tocmai, majoritatea dintre ele sunt foarte florale, așa, adică tocmai că pornesc din acele colinde ale floriilor, vorbesc despre renașterea agrară. Și au tot felul de mesaje, de la pomul raiului până la să zicem, sorgintea vinului, grâului și mirului, ca și elemente cu putere în viața de zi cu zi a țăranului, și toate legate de actul jertfei Mântuitorului și de învierea Mântuitorului, pentru că toate erau izvor de viață. Să nu uităm că întotdeauna, indiferent când se întâmplă data Paștilor, la Paști este o explozie de verdeață, o explozie a primăverii, și explozia o regăsim peste tot, inclusiv în ouăle roșii,
pentru că așa cum a arătat și domnul Carciș, aici tradiția era să fie vopsite în cozi de ceapă. Cojile de ceapă, dar în grai se spune în cozi de ceapă, dar cojile de ceapă erau folosite pentru înroșirea ouălor și dacă aveai grijă, gospodinele știu să facă lucrul acesta, încât să nu fie nici prea închise la culoare, nici prea deschise, ci să fie într-adevăr ouă roșii. Și nu peste tot s-a putut împistri oul sau închistri și atunci au folosit verdețuri, plante diferite care se aplică pe ouăle înroșite și care sunt tot simboluri ale vieții și ale primăverii, pentru că totul gravitează în jurul vieții. Viața cea nouă, de fapt viața din împărăția cerurilor, viața prin înviere, pe care o dăruiește Mântuitorul Iisus Hristos tuturor celor care cred în El. Și un singur lucru aș dori să adaug la ceea ce spunea antevorbitorul meu legat de tineri, care, răspunzând întrebării dumneavoastră, redescoperă tradițiile și cântă cântecele vechi, repertoriul vechi, arhaic, și preferă repertoriul arhaic și mai mult decât atât, graiul străvechi. Noi toți vorbim aici limba literară, cum puteți constata și dumneavoastră, cu un ușor accent ardelenesc, care pentru cei de dincolo de munți este ușor sesizabil, dar între noi când vorbim, preferăm să vorbim în graiul bătrânesc. Mai ales dacă ne tragem din același sat sau avem rădăcinile în același sat. Eu chiar dacă m-am născut la oraș, bunicii mei sunt din sate diferite de pe văile Crișurilor și când ne regăsim membrii familiei între noi, între oaltă, vorbim graiul acela. Tinerii de la oraș din ce în ce mai mult iubesc, redescoperind graiul vechi, graiul bunicilor și străbunicilor lor. Și am constatat cu surprindere, pentru că avem în repertoriul local atât de frumoase dezvoltări ale graiului, am constatat cu mare bucurie că respectă întru totul poetica graiului, metrica sa, accentele, pentru că sunt cu totul specifice cele din Bihor. Ba chiar mai mult decât atât, există diferențe de la o vale la alta, de la o vale importantă până la una mai puțin importantă a graiului local și e o bucurie și o sărbătoare a spiritului să vezi cum tinerii redescoperă și pun în valoare parfumatul grai al înaintașilor, pentru că domnul profesor spunea că este important să nu-ți pierzi limba. E foarte important să ți-o păstrezi, să nu-ți o pierzi. Dar tot atât de important socotesc că este și să păstrezi toate idiomurile și graiurile, subdialectele locale și la scara întregii limbi române și implicita romanității orientale vorbind, frumusețea și bogăția stilistică, lexicală să nu mai spun, a dialectelor limbii române o face unică în peisajul limbilor neolatine. Dar nici dialectele noastre nu sunt unitare, au graiuri și subgraiuri. A română sau macedoromâna, de exemplu, nu are o formulă clasică și unitară pentru toate zonele în care locuiesc a românii. Fărșeroții și alți a români, muzăchiarii din Albania vorbesc altfel decât grămostenii din Grecia, din Epir și din Tesalia, altfel decât muloviștenii și gopeșenii sau cei de la Prlep sau de la Ohrida din Macedonia de Nord. Dar la fel se întâmplă și în spațiul nord-dunărean. Sunt graiurile principale, dar și în Crișana avem atât de multe graiuri și să-i vezi pe tineri cum redescoperă frumusețea și parfumul lor și le transmit mai departe, este o adevărată sărbătoare sufletească. Unde mai punem că atunci când avem de vorbit între noi lucruri care e bine să rămână sub pecetea tainei, e mai bine să vorbești în graiul de acasă, în graiul părintesc, în limba maternă propriu-zisă, adică
în graiul bătrânesc decât în limba literară. Și așa ai și șanse să poți transmite taina doar celor care sunt din grupul tău strict, fără să însemne aceasta o izolare. Din potrivă, eu cred că e un semn al bogăției și al generozității culturii din care faci parte, cultura română în cazul nostru. Rămân la dumneavoastră, preasfinția voastră, pentru că aș vrea să vă întreb, mai ales acum de înviere, cum îl faceți prezent pe Hristos în mijlocul oamenilor, fiind și medic? Adică primează mai mult credința femeilor mironosițe sau degetul Sfântului Apostol Toma? Primează tot ceea ce ține de firea umană. Spuneau latinii înaintașii noștri, homo sum et nihil humani a me alienum puto. Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu-mi este străin. Depinde de interlocutor. Unii dintre credincioși au o sensibilitate diafană. Pentru alții, poverile, grijile, răutățile lumii i-au făcut să se mai îndepărteze, să se înstrăineze. Cultura foarte materialistă a timpului nostru ne face să fim de multe ori foarte trupești și prea puțin sensibili la cele duhovnicești. Eu cred că trebuie să găsim nota necesară și melodia potrivită pentru fiecare suflet, pentru că fiecare suflet rezonează la mesajul Mântuitorului. Unii sunt mai disponibili pentru credință, alții au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu este o rețetă unică pe care să o administrăm, așa cum noi în facultățile de medicină învățăm că nu există boală, ci bolnav. Nu există o rețetă unică, un panaceu universal, un medicament pe care să îl administrezi tuturor bolnavilor care suferă de aceeași boală. Și fără a intra în polemică cu nimeni, totuși, eu cred că este cel mai sănătos principiu și ceea ce este valabil pentru viața trupului, cu atât mai important este pentru cea a sufletului. Nu suntem la fel. Nici măcar frații gemeni, care din punct de vedere fizic, trupesc, seamănă până la imposibilitatea de a identifica, de a deosebi pe unul de celălalt, din punct de vedere sufletesc sunt lumi diferite. Pentru că sufletele au o bogăție dăruită de Dumnezeu inepuizabilă și de aceea eu cred că trebuie să ne adaptăm ca și păstori de suflete interlocutorilor noștri, să vorbim fiecărui om pe limba pe care o înțelege. Și asta din toate punctele de vedere. Preasfinția voastră, știți șapte. Asta din punct de vedere al limbilor străine, dar vorbesc și în dialecte, cunosc din mila Domnului pentru că m-a pasionat și dialectica, dialectologie, am studiat, aprofundat, particular, ca amator. Și pot să vorbesc și în macedo-română, și în megleno-română, și în istro-română, pentru că mi-a plăcut și am și călătorit prin comunitățile noastre istorice și am căutat să vorbesc acolo pe limba lor. Și odată am făcut o manifestare culturală la liceu dedicată românității, culturii române, în seria așezătorilor, dar nu era o așezătoare, ci era o sărbătoare cu caracter cultural, pe care am intitulat-o Din dragoste pentru neamul meu. Și unde a fost și domnul Carți și a avut un moment acolo și o intervenție, am invitat-o și pe Florica Bradu, care este cea care a studiat, a scris și a cântat obiceiul lioarei și l-a făcut cunoscut în folclorul românesc și în spațiul nostru cultural și acolo am vorbit și am și cântat și în macedo-română și în megleno-română și în istro-română, dar mai ales am recitat porunca părintească, dimândarea părintească. Părintească din mândare. Dar acestea sunt lucruri mai puțin importante, cred eu, și țin de darul lui Dumnezeu, pentru că e un dar de la Dumnezeu să ai deschidere spre limbi străine. Dar dincolo de limbile pe care le vorbim, fiecare suflet are limba proprie în care îi vorbește lui Dumnezeu, limba sufletului său. Dacă am ajunge să rezonăm cu fiecare credincios, ar fi mult mai multă mângâiere și pace pe pământ. Dar și așa biserica face tot efortul necesar
pentru a fi la dispoziția credincioșilor. Și oamenii simt asta. De aceea bisericile și în timp de pandemie sunt pline. Și chiar dacă oamenii nu apucă să vină în număr atât de mare la biserică, sufletește, nimic nu-i poate despărți de Hristos și de biserica sa. Și s-a văzut în toată perioada dificilă care s-a scurs că oamenii au reușit să-și transforme propriile locuințe, casele lor, în mici biserici, în mici capele. Eu, de pildă, o am la mine pe mama mea, care este în vârstă, are 88 de ani, din mila Domnului, și nu mai poate, datorită neputințelor vârstei, să meargă la biserică, dar de ani de zile, nu numai de acum, de când este pandemia. Și are prin televiziunea dumneavoastră, care merge în fiecare zi și prin care urmărește toate slujbele bisericii de acasă, de la televizor, are posibilitatea să fie mereu conectată cu viața bisericească, cu viața de zi cu zi a bisericii. Sigur că în toate posturile, și acum de curând a fost părintele duhovnic la care se spovedește, a venit acasă, a spovedit-o, a împărtășit-o, a păstrat normal legătura cu biserica, în fiecare zi ne vedem, ne vizităm, dar păstrând măsurile de siguranță, pentru că am grijă în primul rând de faptul că este în vârstă și de când a început criza sanitară nu m-am apropiat fără mască de protecție de ea. Nu o spun asta pentru a mă lăuda în vreun fel, să nu-mi fie lucrul acesta, ci pentru a le spune și celorlalți că grija față de cei dragi din jurul nostru trebuie să primeze. Și dacă de noi înșine nu ne pasă chiar atât de mult, deși ar trebui, pentru că sănătatea este un dar de la Dumnezeu, trebuie să ne pese foarte tare, dacă nu cumva în primul rând, de cei din jurul nostru și pe care trebuie să-i protejăm și să-i ajutăm. Și mesajul acesta merge către toți cei care se simt însingurați, să aibă încredințare că biserica nu i-a uitat. Peste tot când mă întâlnesc cu preoții, cu voluntarii de la parohii, îi îndemn să nu uite, să-i cerceteze și pe cei care sunt uitați, pe cei vârstnici care nu mai au pe nimeni sau ai căror copii sunt plecați departe de ei, pe copiii și tinerii care sunt părăsiți sau trăiesc împreună cu bunicii, pentru ca nimeni să nu fie lipsit de bucuria de a fi împreună cu Dumnezeu, bucurie care aduce supraviețuire în condiții dificile, viață pentru toți și promisiunea, nădejdea, moștenirii vieții celei veșnice, datorită Domnului nostru Iisus Hristos, prin rugăciunea întregii biserici, pentru toți cei care cred și îl mărturisesc pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, care a înviat și prin învierea sa a biruit pentru totdeauna răul, moartea, întunericul. Domnule profesor Sorin Șipoș, ca o concluzie la tot ceea ce am discutat astăzi, am avea dreptul să ne plângem de această pandemie, de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, ținând cont de opresiunile despre care vorbeați mai devreme? Cred că este o încercare, trebuie să luăm ca o încercare care a venit peste comunitatea noastră, peste întregul mapamond, să luăm ca un exemplu, să ne stabilim, să ne prioritizăm proiectele noastre. Vedeți, câteodată avem impresia că suntem unii și putem să facem orice, avem de a face cu o inversare a adevăratelor valori și momente de genul acesta trebuie să fie și momente de meditație pentru noi. Ce trebuie să facem, ce putem să facem și ce ar trebui să facem. Și evident, s-a evocat în discuția noastră de astăzi despre sărbătoarea Paștelor în comunitățile rurale. Cam așa se întâmpla și la Curtea Marilor Domnitori. Prima săptămână erau iertați toți cei care au greșit, erau scoși din închisoare. În săptămânile de post, Domnul nu se mai arăta lumii, nu se mai făceau judecăți. Singura ieșire era la biserică. El, familia domnească, dregătorii țării, joia dinainte de Paște se spovedea. Se spovedeau toți, își cerau iertare unii de la ceilalți. În ziua de Paște se organizau mai multe slujbe.
era o întreagă ceremonie la care participau, participa toată curtea domnească, participau credincioșii. Avea loc partea de agapă de după slujbă, în care foarte adesea călătorii spun în felul următor: românii se deslănțuie după postul acesta lung, dansează, se bucură, dansurile românilor sunt cele mai frumoase, mai ales în cazul românilor din Transilvania. Nu că celelalte nu erau frumoase, dar probabil că dansurile noastre i-au fascinat pe călători, fiindcă erau mai vii, nu erau atât de sobre, nu erau atât de ceremoniale, ceremonioase. Avem o relatare din Sladna, unde în centrul minier din Apusenie, pe câmpul lui Traian, o denumire frumoasă, câmpul lui Traian, sigur, ne gândim la Traian, la cuceritorul Daciei. Românii au întins o horă, o horă în care se învârtea un cerc în costume populare, dansurile lor erau cele mai frumoase, ale ungurilor nu erau atât de frumoase, spune călătorul străin William Wilkinson. Sigur că toate sunt frumoase până la urmă, și ale noastre, și ale celorlalți din Transilvania, din Crișana, noi îi respectăm, îi apreciem, le respectăm obiceiurile, tradițiile, așa cum și domniile lor ni le respectă pe ale noastre. Dar revenind la întrebarea noastră, cred că trebuie să luăm și ca un moment de reflexie foarte serios în ceea ce înseamnă prioritățile noastre ca indivizi și priorități ca și comunitate mare, la nivel de țară, din această perspectivă. Domnule Alexandru Carțiș, noi toți cei care iubim și păstrăm folclorul, cum să privim învierea aceasta? Cred că cel mai important este să o trăim, să ne împropriem, să înțelegem că atât valorile tradiționale, cât cu atât mai mult cele religioase, spirituale, ne îndeamnă ca aceste momente să le petrecem alături de cei dragi. Până la urmă, dacă ne uităm la obiceiuri și la tradiții, ele toate vorbesc despre un caracter comunitar, despre o legătură foarte puternică între oamenii din aceeași comunitate, din familie, de o împărtășire a valorilor, a experiențelor reciproce. Și cred că acest lucru e cel mai important. Poate că marele merit, să zicem așa, al pandemiei a fost că ne-a dat ocazia să ne dăm seama cât de valoroase sunt aceste experiențe în sânul familiei, în sânul celor dragi. Și acest lucru îl regăsim și în această moștenire etnografică și folclorică, al faptului că ne putem bucura cu adevărat de valoarea acestor sărbători, de aceste momente, atâta timp cât împărtășim în jurul nostru dragoste pentru cei din jur și trăim în comunitățile noastre. Și cred că acest lucru ar trebui să izvorească și din zona aceasta, tradițiilor, al faptului că suntem partea unei familii, a unei comunități, a unei culturi, al unui neam și trebuie să valorificăm acest lucru la maxim. Un cuvânt de binecuvântare, preasfinția voastră, acum la final? Cu multă bucurie. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o tuturor ca să ne adresăm telespectatorilor postului de televiziune Trinitas al Patriarhiei Române. Apoi, pentru că încă suntem într-o perioadă dificilă din punct de vedere sanitar pentru întreaga umanitate, aș dori să transmit tuturor celor care ne urmăresc acum un mesaj puternic de speranță. Cred că din tot ce se întâmplă în viața omului, sărbătoarea Învierii Domnului este cel mai important purtător de speranță. Sărbătoarea Învierii, pentru orice suflet cât de cât sensibil, trezește speranța în caz că a dormit. Aduce multă speranță, multă speranță pentru viață, pentru viața veșnică. Speranță în vederea marii treceri prin care inevitabil ajungem cu toții să trecem. Speranță care ne dă putere să călătorim cu serenitate prin viață. Experiența dureroasă a anului care a trecut și îndeosebi sărbătorile din anul 2020, care au provocat răni sufletești datorită faptului că nu am putut să fim împreună în explozia de bucurie a bisericii,
tot ceea ce s-a întâmplat ne-a adus aminte tuturor câtă nevoie avem unii de alții. Faptul că ne-am rugat în singurătate, deși unii dintre noi au vocația singurătății și în singurării, dar totuși se roagă pentru toată lumea, ne-a demonstrat că avem nevoie unii de alții, că ne e dor unora de ceilalți. Dorul de a fi împreună e o tensiune sufletească necesară în vremurile pe care le străbatem și sărbătoarea învierii din anul acesta, din mila Domnului, cu ajutorul său neprecupețit, prin înțelepciunea conducătorilor noștri duhovnicești și în special a prefericitului Părinte Patriarh Daniel I, stătătorul bisericii noastre autocefale, înțelepciune care a făcut cu putință ca să ne putem bucura cât mai mult posibil în vremurile de cumpănă, de restriște pe care le străbatem, ne aduce multă speranță. Multă speranță și că durerile vor trece, pentru că toate sunt trecătoare pe pământ, și încercările, și durerile, și suferința. Dar de la Dumnezeu vine mult ajutor, multă binecuvântare și dragoste. El nu vrea răul pentru noi. Îngăduie să trecem prin încercări, pentru că, din păcate, de multe ori noi uităm de El, de viața în Dumnezeu, de petrecerea cu Dumnezeu, prin rugăciune uităm să ne rugăm și atunci astfel de împrejurări ca cele dificile prin care trecem și acum ne aduc aminte de dependența noastră puternică de Dumnezeu. Spunea Domnul, fără mine nu puteți face nimic. Acum redescoperim că într-adevăr suntem atât de vulnerabili, atât de fragili, atât de mărunți și totuși atât de importanți, pentru că pentru noi s-a răstignit Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut Fiul omului pentru noi, în toate asemenea nouă afară de păcat, ca să răstignească pe cruce păcatul lumii și prin moartea sa să calce în picioare moartea noastră a oamenilor. Speranță mai mare decât asta ce-ar putea să fie? Bucurie mai mare decât aceea că vom învia și noi? Ce poate să fie pentru biata noastră făptură de lut? Și atunci cum să nu ne bucurăm când avem atâta speranță? Și în fiecare an, din mila Domnului, prin rugăciunile bisericii, Sfintele Paști ne pregătesc și pentru marea noastră trecere, dar mai ales pentru împărăția cerurilor, acolo unde este lumină, viață fără de sfârșit, binecuvântare, comuniune de dragoste, în comuniunea tuturor sfinților. Așa încât, dragii mei, tuturor, și dumneavoastră, tuturor ostenitorilor postului dumneavoastră de televiziune, oaspeților dumneavoastră de aici din platou, gazdelor noastre, dar mai ales celor care în casele lor ne primesc acum, vreau să le doresc din toată inima, din tot sufletul dumneavoastră tuturor, să vă spun sărbători fericite, binecuvântate și pline de har, multă sănătate, ajutor de la Dumnezeu, bucurie și putere pentru a trece prin toate încercările, indiferent cât ar fi de dificile în viața aceasta, și mai ales bucuria noastră cea mare, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, vă mulțumim foarte mult, preasfinția voastră, vă mulțumim și dumneavoastră pentru participarea la această emisiune, la această ediție specială, și cu îngăduința dumneavoastră aș propune să încheiem aceste două ore frumoase cu domnul Alexandru Carțiș, care ne va cânta o priceaznă pe care a cules-o în drumurile sale. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, sperăm că speranța despre care am vorbit și explozia aceasta a bucuriei a intrat și în casele dumneavoastră. Rămâneți alături de programele Trinitas TV. Iisuse al meu, prieten bun, din anii tinereții, cu tine eu călătoresc.
până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. În zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub croce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai potere și fie chinul cât de greu, eu simt o mângâiere. Tu ești comoara care-ai fost de mine mult căutată, iar astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată, că Tu mi-ești sprijin neîncetat în cânt și în suspine. Iisuse al meu prieten drag, ce bine lângă tine. Iisuse al meu prieten drag, ce bine-i